ședința ordinară a Consiliului Local de Dorna, astăzi 24 noiembrie 2015. Din 17 consilieri, suntem prezenți 15. Ședința este statutară. În afară consilierilor și doamnelor consilieri locale, avem invitați, dacă vreți să vă prezentați, partea televiziunii, domnul... Exclusiv TV. Dacă pe doamne, mai spuneți o dată? Doamna Sesimina, de la Liceul Tehnologic. De la Liceul Tehnologic. Doamna, domnișoara. Înainte de începerea ședinței ordinare de astăzi, vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor din clubul colectiv. Sunteți de acord? Mulțumim! Voi da citire ordinei de zi de astăzi. Toate punctele de pe ordinea de zi sunt inițiate de către domnul primar Ștefan Cușilor. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Grozav Ion, președinte de ședință pentru luna decembrie 2015. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru anul școlar 2015-2016 pentru personalul nedidactic din instituțiile de învățământ aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgoviște pentru anul 2016. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al orașului Târgoviște însușit cu hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007. Punctul 6. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgoviște. Punctul 7. Diverse. Dacă mai sunt și alte puncte pe care vreți să le introducem pe ordinea de zi, ne fiind și alte puncte, ea fiind introduse pe ordinea de zi, vă supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi citată. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate de vot, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct de ordinea de zi, supun spre aprobarea dumneavoastră procesul verbal al ședinței de luna trecută. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate de vot, procesul verbal al ședinței de luna trecută a fost aprobat. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Grozav Ion, președinte de ședință pentru luna decembrie 2015. Comisia Judecătorilor a fost dat dispoziția. Cine este pentru? În unanimitate de voturi, domnul Grozav este președinte de ședință pentru luna decembrie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții pentru anul școlar 2015-2016 pentru personalul nedidactic din instituțiile de învățământ aflate sub autoritatea Consiliului Local al orașului Târgu Jiu. Comisiile? Comisia Judecătorilor de Salvador. Alte comisii? Discuții cu privire la acest punct. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu sunt discuții, poate doamna, domnișoară, de la învățământ. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate de voturi, punctul 2 a fost aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Avizul comisiilor. Comisia economică a desfășurat unanimitate de voturi. Mulțumim. Punctele de vedere ale dumneavoastră, domnul și doamna consilier. Se înscrie cineva? Bun. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Poate cineva, dacă dăm explicație pentru rectificarea bugetului, pentru că așa e normal, trebuie să știe tot Consiliul despre ce este vorba mai bine. Partea aparatului, dacă vreți să dați la lămuri, la solicitarea domnului consilier. Mulțumim. Rectificarea bugetară din această lună are ca obiect cele două sume primite, una de la finanțe de la Bacău, este vorba de 790.000, alocați în principal pentru 678.000
hotărâri judecătorești pentru plata salariilor restante aferente personalului din învățământ, 74.000 cheltuieli materiale prevăzute în legea educației numărul 1/2011 și 38.000 pentru finanțarea asistenților personal și persoane cu handicap grav. Pe lângă această sumă, au fost alocați de la Consiliul Județean suma de 100.000 de lei pentru echilibrare bugetului local. În completarea acestor sume cu venituri proprii, s-a redimensionat bugetul, astfel încât au fost influențate majoritatea capitolilor bugetare. Detalierea este prezentată în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre, dar pe scurt vă pot spune așa, capitolul 5102, autorități publice, 190.000, capitolul 50 plus 190.000, capitolul 5402 plus 25.000, 5502 minus 120.000, ordine publică și siguranță națională minus 10.000, la învățământ plus 777.000, cultură și religie și alte acțiuni culturale plus 80.000, asistență socială plus 38.000, capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică plus 180.000, protecția mediului plus 30.000, agricultură, silvicultură plus 10.000, străzi per total ies minus 40.000, 8702 turism plus 40.000. Este vorba de proiectul de dotare a centrului de informare turistică, o completare, o serie de cheltuieli. Pentru alte întrebări, detalierea poate fi justificată. Am văzut minus la stres 40.000, am văzut plus la totul de informare turistică 40.000. Poate vă zic și de ce este un minus la 340.000, pentru că s-a renunțat din acest capitol la un obiectiv de investiții. Vă de fântâna arteziană de pe centrul Victoriei, care n-a fost abordată și acolo s-a dat jos 70.000 și cu ce s-a pus în plus, per total, capitolul înseamnă minus 40. Centrul de informare, ați mai vrea face ceva investiții noi? Păi nu, la Centrul de Informare Turistică proiectul este în derulare. El se finalizează fizic, așa cum este acest program, în decembrie, pe 31 decembrie. Și toate cheltuielile care trebuie efectuate în cadrul acestui proiect, pentru a putea fi declarate eligibile, ele trebuie și efectuate până la 31 decembrie, fără a avea certitudinea că noi primim banii înapoi până la acea dată. Deci, ca să nu împiedicăm derularea acestui proiect, trebuie să punem banii de la noi și, ulterior, prin cereri de rambursare și de plată, să ne primim banii înapoi. Altfel, tot proiectul este declarat neeligibil. Și suplimentarea bugetului pentru foc de artificii, pentru ziua Moș Crăciun și alte evenimente da. Care au loc în cursul lui decembrie? Și acolo au fost alocați sume de bani. Dacă există și o argumentare, și tot ești. Am plus că... Dar locurile de artificii chiar putea fi un pic mai modi. În capitolul în care am influențat, chiar am spus în raport, capitolul cultură, recreere și religie, a fost astfel modificat. Pentru definitivarea reparațiilor începute la lăcașele de culte de pe raza orașului, precum și pentru asigurarea sumelor necesare pentru susținerea acțiunilor privind organizarea evenimentelor publice din 1 decembrie, respectiv 1 decembrie, 24 decembrie, Moș Crăciun, 31 decembrie, dat din obiceiul foc de artificii, valoarea propusă fiind toată această, inclusiv cultele, 80.000 de lei. Doamna, dar nu erau alocați bani pentru aceste evenimente? Bugetul inițial care a fost făcut pentru dimensiul 4?
Ba da, dar am vrut să le specific în acest raport acest eveniment. Am înțeles, dar care a fost cauza care a determinat o suplimentare a acestui buget? La începutul anului bugetar, banii alocați pentru evenimente nu au fost suficienți pentru toate evenimentele de pe parcurs foarte cum se justifică anul de cheltuie. Mă uitam inclusiv la nivelul prezidenției, pentru că din decembrie au renunțat la toate manifestațiile care țin de anul de cheltuie, inclus pentru protocol și nu știu ce altfel. Dar la nivelul local stăm mai bine, hai să ne facem așa. Eu zic că totuși ar trebui să privim cu mai multă răspundere banii care stau ocupați la nivelul localității, pentru că sunt anumite domenii care, într-adevăr, este sume care, într-adevăr, să fie în gen investiții, nu neapărat pe artificii și, eu știu, ce alte cadouri și surprize. Da, putem pune în discuție ceea ce spuneți dumneavoastră și să votează și eventual nu se mai fac. Exact. Și se poate. Nu e o problemă. Executivul face o propunere. De acord, în condițiile astea, trebuie să ne așezăm la masă, să discutăm care ar putea exista, care sunt prioritățile pentru perioada, nu știu, decembrie și să... Da. Este o parte. Că n-am eu acum la îndemână să vă spun un set de măsuri, pentru că eu am primit materialul ieri. Ieri eram la București și mă sună pe drum că azi aveam ședință. Atunci cum să-mi permit să pot să vin și cu propuneri concrete? Așa e la noi, ultima perioadă, pentru că ne-am luat zi de la o zi la alta, că am ședință de Consiliu. Nu am putea totuși cu banii aceștia care se alocă să zicem, domnule, nu mai facem anul acesta asta, dar banii aceștia am făcut ceva. Să zic, iluminat stradalul economic. De aia chestie. Zic și eu. Adică nu s-ar putea, credeți că oportunitatea nu ar aprecia treaba asta? Și nu mai facem artificii astea, că până la urmă nu se poate unul la le place. Dar depășim anumite treburi și mergem înainte. Nu s-ar putea, că mulți au să zică, domnule, n-ați mai făcut. Da, domnule, uite ce am făcut. Am luat asta și am făcut aici. Și aici sunt banii noastre. Sau să mai achităm că anumite datorii pe care le avem acumulate în timp, pentru că sunt destule, și ați zis că am făcut împrumuturi de pentru timp, dar sunt celelalte, care discutăm despre anumite potrivi judecători, și dacă sunt cele care țin de, știu și eu, discuta care am avut-o cu Crabul, nu știu mai care, cu cele care, într-adevăr, sunt obligați de plătim niște bani, e una, dar dacă sunt altele, pentru că am încheiat firmă de avocatură sau știu ce alte servicii juridice, să le știm și noi, măcar să avem cunoștință de plătim bani sau unde urmează să fie avocați bani de sfârșit. Înțelegem că faceți o propunere să nu se mai cheltuiască bani cu artificii. Nu, eu înțeleg că atunci când se fac astfel de proiecte pentru a se repartiza banii care vin de rectificare, să fim și noi întâi consultați, să ne întâlnim pe comisie, cum vreți dumneavoastră, sau cu toții în plen Consiliu, să fim și noi dată măsură, să hotărâm de comun acord, cam unde ar putea fi distribuiți banii respectivi. Și asta vrea bucur, are cuvântul. Deci două remarci. Posibil răspunsuri la cele două probleme ridicate de colegi. Cred că ar fi o greșeală imensă ca acum, la mai puțin de o lună până la sărbători, să anulăm anumite lucruri care erau pe văzut buget. Toată lumea știe că la Târgu Ocna, stațiune de interes turistic național, se face foc de artificii, sau loc sărbători cu obiceiuri de iarnă, etc., etc. Imaginați-vă ce ar fi să suspendăm și să scriem mare pe o placă acolo. Am făcut iluminat stradal din banii care erau pregătiți pentru asta. Vor aprecia turiștii. Eu mi-asum această chestie. Voi rog să mă scuzați. Nu m-am umit. Dacă dați voie să răspund. Asta e părerea mea, că ar fi o greșeală să renunțăm. În ceea ce privește partea cealaltă, deci sumele care prin rectificare de buget ar trebui să le realocăm în alte lucruri, din ce știu eu, ieri au venit suma principală, adică cea de 100.000 de lei de la Consiliul Județean, adică ieri a fost pe ordinea de zi în Consiliul Județean această rectificare a bugetului Consiliului Județean și repartizarea 100.000 de lei către Târgu Ocna. Acum unde o ducem pe aceea, o putem pune în dezbatere.
dezbatere și în discuții și acum, dar în orice caz trebuie să aprobăm o rectificare de buget astăzi, pentru că când altfel o mai putem rectifica, că dacă o rectificăm în decembrie, că nu trebuie și bani. Dacă sunt propuneri concrete, mă ok, să fac în seara asta, astăzi, până în seara și adoptăm o rectificare de buget. Luăm niște bani în stânga, în dreapta. Domnul, eu cred că primăria este capabilă totuși să cheltuie banii ori cât de repede s-ar putea. Dacă noi am gândit un proiect ceva, nu cred eu că nu ar putea banii aceia care au venit într-o luni de zile să ne gândim să facem ceva. Acum, cu propunerea, ar trebui să facă primăria Doșteana. Mergem acolo. Care vor să meargă. Nu știu, părerea mea, dar totuși eu cred că comunitatea noastră, dacă noi am venit clar, consiliu, și s-ar stabili clar, domnule, banii aceștia care îi ardeam, că până la urmă îi ardeam, că nu. Bine, e o plăcere vizuală. Am făcut asta. Până la urmă, da, eu mi-asum treaba. Nu știu, nu vreau. Dacă e bună, nu asum. Dacă e rea, tot nu asum. Are cuvântul domnul Căscălin, după domnul Mancea. Deci, cum spunea domnul Bucur, artificiile cred că nu ar trebui anulate, diminuate, ca valoare. Și în plus, cu banii ăștia care s-ar economisi, am atras atenția primăriei în primăvară faptul că drumul de la biserică din Păcuri este sub ape. La ora actuală este sub ape. Să nu ne abatem de la subiectul. Nu. Acolo este, de la biserică în sus, 100 de metri, trebuie amenajat drumul. Să-l ta drumul cu banii ăștia de la artificii sau din altă parte. Oamenii nu mai pot să lase să meargă prin apă. Când primăria este datoare, să le facă o care de acces rezonabilă. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Domnul încearcă să definiți o viză la realitate. Bugetul pentru foc de artificii și celelalte cheltuieli, aferente lui de ce, a fost prevăzut la începutul anului bugetul pe 2015. Banii de care se vorbește în dușa are dreptate, domnul Căscălin, spunând că ar fi fost și eu, dacă erau alocați pentru a investi pe anumite chestiuni care să fie în favoarea cetățeanului. Asta era toată problema. Nu că să anulăm focul de artificii, nu să anulăm celelalte cheltuieli care sunt pentru sărbătorirea pomului de iarnă, Moș Crăciun și toate celelalte. Cât este bugetul? Domnul Nuțu, n-am făcut o divagație. Am răspuns domnului Oancea. Vis-a-vis de propunere, adică pentru suspendarea focului de artificii. Asta a fost. Iar eu am spus că ar fi o greșeală. În ceea ce privește partea asta la altă, care spuneți că de diminuare, v-am spus care au fost condițiile repartizării sumei principale care a venit de la partener. Dacă sunt propuneri, și popor propuneri domnului Păscălin și a dumneavoastră sau oricăruia, putea fi anterior bugetului, adică Comisiei de Buget și Economice, veni cu propunere, sau chiar și acum în Comisia Mare. Și dumneavoastră înseamnă că dați un răspuns acum că asta e explicația pentru că s-a organizat ședința de Consiliu azi în loc de joi, așa cum era planificată? Asta nu știu. Și așa atunci. Dacă mai sunt și alte totuși, despre ce sumă este vorba la suplimentare. Deci, doamna, puteți să ne răspundeți. Pentru că, exact cum spune domnul Mascu, în bugetul inițial au fost prevăzute niște cheltuieli legate de activitățile recreative și diversele evenimente. Suma inițială prevăzută în buget a fost consumată în totalitate? Da, pentru că au fost evenimente unele... În plus sau minus sau au crescut cheltuielile față de cât s-a prevăzut inițial? La rectificarea asta, așa cum ne-au ieșit nouă calculele, au fost undeva în jur de 40.000 puse pentru aceste evenimente. Dar nu putem să spunem că iată, pot fi mai puține, în funcție de ce contract se încheie, confirmă de prestări servicii artificii. Dar s-au alocat 80.000 împreună cu culte. Bun. Care, de fapt, presupune acoperișul, plata acoperișului de la biserică, nu? Și altele. Care înseamnă 40.000. Da. Sau și altele ce? La care biserică? Biserica Sfântului Ioan. Biserica. Casa Sfântului Ioan. Cimitirul de la Eternitate. Da.
Așa. Deci acolo a costat tabla sau ce este acoperișul respectiv 40.000 și trebuie să achitat. Costa mai mult. Sunt mai multe facturi în derulare. Cum? Mai mult cu 40.000, da? Deci de aceea trebuie această suplimentare. În altă parte, decât focul de artificii și 1 decembrie și 25 decembrie, se mai folosesc acel bani, că mai vorbim de 40.000. Deci la capitolul ăsta vorbim de 80.000. Din care 40.000 pe biserică. Da. Și 40.000 pe evenimente. Și 40.000 pe evenimentele aferente lunii decembrie. Da. Deci, de fapt, noi suntem în controversă pentru 40.000. Nici măcar, pentru 10.000 care sunt artificii. Da. Și ceilalți 40.000? Sunt cadouri pentru copii. Ceilalți sunt 1.700 de pachete. 1.700 și care au trecut au fost 10 lei de pachete. Probabil că domnul primar de 200.000. Explice mai profesional. Dar în afară de aceste 40.000 la biserică, mai sunt factori neachitate? Sigur. În favoare de cât? Și dacă vor trece 80.000. Multe valori. Asta, afară aceste discuri. Știi că am avut și eu, încă de la început, am avut rugăminte. Am cer scuze, domnul președinte, materialele, dacă nu sunt bine fundamentate, colegii nu au cum să înțeleagă și apar lucruri clare și ajungem aici și ne aruncăm, poate chiar cuvinte care că devagăm, dar nu este. Poate asta realitatea. Deci realitatea, din câte constatăm, sunt necesități pe un anumit capitol și faptul că s-au cuplat cele două capitole, aici dă de înțeles că, de fapt, suma nu e aia. Și, de fapt, asta este. Pare cuvântul, domnul primar. Să rămânim două lucruri. De ce ședința astăzi și nu joi? Pentru că au fost două lucruri care au impus acest lucru. În primul rând, avem impozitele și taxele locale, care depășesc termenul prevăzut de lege și a trebuit să ne grăbim un pic să le aprobăm astăzi. Și al doilea punct este discuția pe care o s-o aveți la ACA cu solicitarea poliției pentru lucrările de demolare care sunt și au fost rugate conducerea județului să facem mai repede ședință. Acestea două au fost motivele. Materialele oricum au fost trimise de vie, mai puțin rectificarea de buget pentru că au sosit materialele mai târziu. Ce înseamnă rectificare de buget? Sunteți la prima rectificare. Am făcut o analiză, este luna decembrie, hai să vedem ce putem face din ce ne-am propus și ce nu putem face. Spre exemplu, pe Victoriei, centrul nou, nu mai avem când să atacăm acea fântână arteziană pe care o să o montăm în primăvară. Am luat banii de acolo, i-am dus în altă parte. La fel am făcut la acest capitol care discutați dumneavoastră, știți că noi am aprobat aceste lucrări la biserică. Am avut prevăzut o sumă inițială și această sumă s-a depășit. Aproape că s-a dublat la biserica, la casa praznicală care o face părintele Nicola, știți unde, la cimitir. A apărut în plus solicitarea părintelui Buciac de la Gura Stănic să-i facem sistemul de monitorizare cu camere, că a avut două spărturi. Am avut la Tisești inițial capela mortuară, care după ce am început să o facem, am mai dorit niște lucrări acolo și această... Așa, am avut la Sfinții Împărați, la Părintele Mazilu, azul grăbit, a estimat inițial o sumă și această sumă aproape că s-a dublat și de aici apar aceste diferențe. Așa, și la Sfântul Nicolae... la acoperișul, da. Și la Sfântul Nicolae am făcut o parte din acoperiș. Am început aceste lucrări și nu puteam să le lăsăm pentru că trebuiau finalizate. Și de aceea este această diferență, la total capitol vorbim acum. Referitor la zilele din decembrie, haideți să le lămurim. 1 decembrie, am făcut întotdeauna, de 20 și ceva de ani, facem 1 decembrie, în piațeta primăriei, unde punem coroane și ne întâlnim la, aici în sală, toți consilierii cu agenții economice. Nu știu, dacă vreți să renunțați, foarte bine, renunțăm la ziua națională și la ce ei s-o pătut. Cum? Prin vot. Da, prin vot, sigur. Nu cred că este normal. Este ultimul 1 decembrie pe care unul din noi îl facem, pentru că la anul sunt alegeri și cred că nu putem acum, în ultimul an, să schimbăm regula. Știți că în fiecare an a fost aici, se va aprinde becurile în oraș, de la butonul roșu, de la butonul roșu, galben, albastru, de aici din balcon. Deci asta avem pe 1 decembrie. Apoi avem de Moș Crăciun. Dacă vreți, anul ăsta să nu mai dăm pachete, cum am făcut în fiecare an, pentru mine e ușor. Consiliul local nu a aprobat suma, dar copiii așteaptă.
Știți că am avut mai multe variante, am venit și cu trăsură cu moș și cu sani cu moș. Acum se merge la școli și în fiecare clasă se dă acel pachetel de 10 lei, 12 lei, 12 lei, nu mai știu exact cât. Și aici iarăși este o sumă care se cheltuiește. Cea mai mare sumă aici este. De 1700 de pachete. Și știți că am făcut-o în fiecare an și ar fi păcat să nu o facem acum. A treia problemă. Avem festivalul de date și obiceiuri. Nu le mai facem, vin cei din oraș, spune, domne, nu mai suntem, nu suntem aici. Este un juriu, dăm niște premii, vin din Vâlcele, vin din toate cartierele, vin boii de la Părâul Bochii, dacă m-ați trebuie să spuneți, eu spun clar, domnule, Consiliul Local n-a aprobat și nu mai facem. Nu cred că este bine. Acum. Cum? Și vin, mergem la Dofteana sau la Dărmănești. Deci acum a fost... De la Părâul Bochii? Știi ce te vreau care organizează? Carul cu boii. Da, vin voi, scuzați-mă. Dar să știți că au cel mai frumos car până la urmă și îl apreciem. Și dăm niște premii acolo. Astea sunt sumele. Și de asemenea, acel foc de artificii din noaptea de Revelion. La îl facem de 25 de ani, n-a renunțat nici fostul primar, e bine să nu renunțăm nici noi. Toate e o tradiție și da, adesea. Dar diminuăm valoarea de da, sigur, diminuăm două focuri, trage. Haideți că focul ăsta ați văzut, are o chestia lor, ce au în început, au în sfârșit. De acord. Acum, ălea sunt în jur de 10.000 de lei. Deci asta a fost întotdeauna. Ca să diminuăm acum, știți, abia așteaptă să diminuiesc, că o să scoată ce e mai important din el de acolo. Dar vedeți că lumea se bucură și chiar am văzut și eu pe toate rețelele de socializare, focul de tabără care a fost dat, tinerii se distrează și cred că ar fi bine să marcăm trecerea între ani. În fiecare an am fost aici, nu cred că este bine acum, în ultimul an de mandat, să facem, nu mai facem focul de artificii. Cam astea sunt evenimentele, nu nimic în plus. Sigur că luăm dintr-o parte, punem în altă. Acum voi să răspund domnul Lacea, care este mai nou consilier și n-a înțeles poate foarte bine cum se cheltuiesc banii. Banii să nu se cheltuiesc așa că ne propunem noi să facem. Îți trebuie un proiect. De exemplu, Casa de Cultură, de 5 ani tot frecăm proiectul ăla, scuzați-mi expresia, și încă nu l-am făcut. Nu poți să cheltuiești bani, îți trebuie un proiect, îți trebuie, nu e așa de simplu să-i luăm, să-i ducem la iluminare. Deci aici sunt niște reglări între capitole ca să putem să închidem în luna decembrie, să avem mai puține nerealizări din ce ne-am propus. Deci nu sunt cheltuielile în plus. Mi-e pare rău că rectificarea a ajuns ieri, este spre sfârșitul anului acum. Ne înțelegem, dacă vreți, la celelalte ședințe, cu două zile înainte facem comisii, suntem dispuși la dialog, putem da orice fel de explicații, așteptăm propuneri din partea dumneavoastră, însă din analiza făcută de noi concret, ce mai putem face, nu putem realiza decât astea. Și atunci, aveți arierat, nu? Poftiți? Arierat. Nu avem. Nu avem. Deci de ce nu avem arierate? Vedeți că și aici e o problemă. Lucrurile sunt puțin mai complicate și trebuie să le înțelegeți. Dacă ați văzut, toate primăriile au primit bani. Și toată lumea la primăria Târgu Ocna, de ce nu primește bani? Pentru că noi nu ne permitem să avem arierate, pentru că avem cote defalcate din impozitul pe venit. Deci noi avem din activitatea economică, ca să spun așa, din impozitul pe salariile cetățenilor primește bani. Dacă avem arierate, finanțele nu ne mai dă acești bani. Noi, primind bani, ne achităm arierate. Există acea rată la CRAB pe care o achităm la executor și ne ținem și de ea. Acolo, iarăși, ați văzut că am prins o sumă și acolo, că nu ne ajungeau banii. Deci, ca un gospodar, pe sfârșit de an, își drămâiește banul unde se mai poate cheltui în condițiile respectării legii. Că așa, sigur, sunt multe de făcut. Și drumul la Călea și vreau să intru în amănunte și atâtea drumuri câte avea. Vreau să vă informez acum, ca să nu mai intervin la punctul ăsta. Sigur, trebuiau făcute drumuri. Pe PNDL, pe acest proiect pe care orașul are 8 străzi. Le știți. Ișoara, Căptan Bușilă, Vasile Alexandru Andrei, Avram Iancu, celelalte 4 străzi care merg la Salina. Suntem în faza în care licităm executarea. Avem plătită proiectarea, executarea. Sunt pe seară. Am avut de două ori întoarsă documentația pentru niște amănunte. Noi sperăm să putem face licitația, să facem și constructorul. Aici am primit 5% din total sumă. Dar sperăm că vom reuși, pentru că cel mai mare proiect pe care va trebui să-l derulăm noi, începând de la anul și anii viitori, sunt străzi. Deci dacă am terminat cu canalizarea și am creat un asemenea disconfort cetățenilor că au suferit atât de mult și mai au și acum de suferit din cauza străzilor, în viitorii ani se vor face numai străzi. Și lucrăm acum la această proiectare pentru toate străzile din oraș. Deci rugămintea este să aprobăm bugetul așa, pentru că dacă începeți să faceți, trebuie să punctăm exact unde punem bănuțul. Nu uitați, este 1 decembrie. Plăți să fac undeva până pe la 25 decembrie. Apoi nu mai putem face.
Și ar fi păcat să prevedem o sumă la un capitol și să nu putem achita. Și ne întâlnim cu toții la 1 decembrie, pentru că așa este frumos și normal, și să ne felicităm pentru ce am făcut în acest an și să sperăm că o parte dintre noi ne vom mai întâlni, sau toți, și la următorul 1 decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Acum să luăm partea bună, domnilor și doamnelor consilieri. Noi nu suntem împotriva tradițiilor, dar suntem o stațiune cu renume, obiceiuri de iarnă. Dar este bine că mai periem și noi, suntem după cetățeanului, să nu se cheltuiască banii greu. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, domnul Păscălin? Eu sunt de acord, dar cu mențiunea ca problema pe care am ridicat-o să fie rezolvată. Cu un fel de drum, lumea mai poate merge prin apă, domnul primar. Lumea revoltată din cartierul. O să reluăm discuția și la diverse. Hai să lăsăm la diverse. Și știu despre ce e vorba. Da, discutăm problema. La diverse discutăm. Nu putem lega acum una. Nu legăm, dar este clar. Nu pot ajunge la artificii. O să vă înscrieți. Ce-a spus? Zic, nu pot ajunge la artificii, oameni. Nu, stați un pic, haideți să nu exagerăm. Acolo se trece la biserică, pe acel pod, da? Asta discutați. Dincolo de biserică, lumea care nu mai domnul, voia că e portul părâului. Haideți să vă spun, dacă vreți să intrăm în amănânt, veți acum să tratăm problema. Am dus peste 100 de traverse de calea ferată acolo. Și înțelegerea a fost că noi ducem calea traversele și cetățenii de acolo vor face digul de acolo. Și nu s-a făcut. Sunt traverse peste tot. Dar, doi, o traversă este foarte grea. Trebuie multă excavatorul acolo. De acord. Deci toate celelalte le-am pus cu buldo excavatorul. Cunosc mai bine problema. M-a să v-a dus mai recent acolo. Cunosc această problemă. Trebuie făcută mâna curentă. Însă înțelegerea a fost să facem cu cetățenii. Pentru că acolo ulițele sunt foarte strâmte. Sunteți de acord, da? Și fiecare trebuie să-și tragă gardul și trebuie să fie în fața casei, da? Și ne ocupăm, uite, mergem împreună acolo și rezolvăm această problemă și cu buldo și cu tot. Și haideți să... Mulțumim și de schimbările noastre, domnul primar, cât și domnul consilier. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, punctul 3 de pe ordinea de zi a fost votat. Trecea la punctul 4. Și ca să fie în ordinea, o să vă rog să vă înscrieți pe rând la cuvânt și cu dreptul de replică. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Bucovina pentru anul 2016. Avizul comisiilor? Comisia juridică, aviz favorabil. Comisia economică, aviz favorabil. Mulțumim. Două voturi. Și Comisia pentru urbanism, aviz favorabil. Mulțumim. Înscrieri la cuvânt. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Biri. Cine urmează? Domnul Nuciu. Aveți cuvântul, doamna Biri. Studiind problema impozitelor și taxelor locale, s-a văzut că se încearcă să se păstreze același cuantum de anul acesta, deci să încercăm să nu îndreunăm unii locali, cetățenilor de localitate. Există însă un impost fiscal care nu intră în vigoare de la 1 ianuarie și care modifică normele metodologice de calcul, încât în condițiile în care noi respectăm aceleași procente pe care le-am pus în 2015 să le aplicăm și în 2016, folosim normele metodologice impuse de lege, apare o creștere de 20% sau 30%, am făcut noi un calcul media, 25-30% la impozitul pe clădire. Motogrosul. Deci, ideea este că în sumă absolută, un om care plătește anul ăsta 918, parcă a fost calculul, ajunge să... 963, ajunge la 1000. Eu țin minte de 918 și iese 1000 și ceva. Deci, aplicând acest 1000 la 918, creșterea de aproape 30%. Și atunci... Să termine, doamne. Ideea este, deci, am spus motogrosul și procentul și cifrele. Deci, din memorie, nu garantez că sunt corecte. Dar pe aici apare creșterea. Lucru care nu reprezintă un abu pentru cel care trebuie să plătească în plus. Pentru că el mai puțin înțelege că sunt norme modificate sau că este corect.
tot prin stomac trece și buzunarul lui este cel care suferă. Și atunci, mergând pe acest principiu de care suntem toți de comun acord, să nu modificăm impozitele și taxele locale, putem folosi un artificiu aritmetic care să faciliteze posibilitatea ca cetățeanul în sumă absolută să plătească aceeași valoare pe care a plătit-o în 2015. Deci, noi prin lege avem voie să fixăm cuantumul impozitului pe clădiri între un minim și un maxim. Minimul este de 0,08%. Dacă aplicăm acest, deci în loc de 0,1 și aplicăm 0,08, valoarea impozitului pe care trebuie să-l plătească, făcând un calcul la exemplu care mi s-a dat, el rămâne aceeași. Deci omul, aplicând 0,08%, deci diminuăm procentul de la impozitul pe clădiri, el va plăti același 918 pe care l-a plătit și anul acesta. Sunt, dacă o iei în calcul, că sunt mai multe cazuri, sunt niște excepții, sunt tot felul de situații speciale, sunt persoane care pot fi avantajate sau persoane care rămân pe aceeași valoare. În schimb, nu pierde nimic. Deci nu sunt persoane pe care ar trebui să le afecteze în plus, să le dezavantajeze acest procent. Și atunci, cât de cât, am reușit să respectăm și în sumă absolută impozitele și taxele locale. Pentru că ceea ce se numesc veniturile populației în oraș n-au crescut nici cu 10, nici cu 21, nici cu 30%. Deci, să încercăm cât de cât să-i degrevăm de o creștere. Pentru că sunt convinsă că la anul vor veni creșteri pe alte domenii, deci nu trebuie să ne facem iluzii că vom scăpa de impozite și taxe mărite. Poate răspunde executivul dacă este legat. Mai vrea să comunicați? Nu, deci da. Este o propunere. Cine vrea să răspundă la și o luați solicitarea? Că de aceea, la în Comisia Economică, votul a fost două pentru varianta executivului, două pentru varianta amendamentului pe care l-am prevăzut și o abținere. Și atunci a avut dreptul să ne răspundă de și primar, dacă domnule primar, trebuie să vorbim. Da, răspuns pot să... Păi nu, că asta spune domnul. A fost înscrisă la cuvânt doamna Miri, domnul Nuțu. Și cum plecați după domnul Nuțu? Dacă vrea domnul... Domnul Nuțu are cuvânt. Eu aș vrea să fac referire la câteva aspecte. Una la cea care e reglementată de legea care reglementează taxe și impozite pe anul 2016. Mă refer la nomenclatura stradală. E dat definiția cu nomenclaturii stradale. Eu am mai ridicat aspectul ăsta și cu legea altor ședințe de consiliu. Referindu-mă la faptul că sunt imobile, mai multe imobile pe aceeași stradă, cu același număr. Haideți să o terminăm, haideți să o reglementăm. Sunt imobile care nu sunt cuprinse sau nu se țin o evidență foarte clară în nomenclatura stradală din orașul nostru. Deci nu toate străzile, nu există o evidență foarte clară în acest punct de vedere și mă face să cred că acest aspect a influențat și situația rețelei de canalizare. Nu au fost prinse pe aceeași zonă toate străzile, pentru faptul că mi-am prezentat o situație foarte clară a acestor străzi cu imobilele care multe dintre ele sunt la o distanță mai mare față de ultimul grup de locuință. De asemenea, aș vrea să fac următoarea afirmație. În cuprinsul taxelor și impozitelor care sunt reglementate, pentru legea intervine și un pic imperativ în ceea ce urmește stabilirea acestor taxe și impozite, aș vrea să spun că sunt unele situații care ar fi trebuit, anumite activități care ar fi trebuit cuprinse în acest nomenclator a taxelor și mă refer la taxele pe locurile de parcare. Am discutat-o și în cursul acestui an pentru a stabili o taxă pentru cei care parchează în zona centrală. Nu sunt de o localitate, dar unii dintre ei au transformat în o parcare, nu în oprire, într-o parcare dintre asta în care pun și indicatoare de vânzare a mașinii sau știu, rămân lungi și
Boano. Haideți să obligăm pe cei care creează aceste situații să plătească și o să vedeți că încep să apară așa alte... O să apară mai multe lucruri de cetățenii și pot parca mașinile. De asemenea, nu sunt incluse în categoria taxelor și ar fi trebuit să le includem cele care se referă la problematica salubrizării. Un aspect cu care ne confruntăm de atâta vreme, nu găsim soluții de a-i putea determina pe toți cei care depun cu noi o în anumite zone, sau mai ales pentru care se prestează servicii de salubrizare. Și am făcut așa o estimare, dacă din totalul persoanelor fizice, a locuinților, 60% au contracte cu compania de utilități publice, din care chiar încă vreo 60% achită, ne dăm seama că procentajul celor care își plătesc taxele pentru salubrizare cam în jur de 40% și restul n-au nicio treabă cu gunoiul și tot ce ține de curățenie acestei localități. Dacă i-am implicat pe toți cetățenii prin taxe și impozite, am avea alt control asupra acestei taxe. Mai mult decât atât. Și aici vreau să accentuez faptul că legea prevede și aș ruga să se țină cont de aparatul administrativ de a se comunica cetățenilor care au acest drept că anumite categorii de persoane beneficiază de scutirea de la plata taxelor și impozite. Și mă refer la veterani de război, la văduvile veteranilor de război, la persoanele cu handicap. E o întreagă categorie de persoane care sunt foarte bine definite de legiuitor. Aceste persoane sunt scutite de la plata taxelor pe clădire, pe terenuri, pe autovehicule și așa mai departe. În această categorie, dacă tot noi discutam într-o ședință de club, cum am avea posibilitatea să-i scutim de anumite cetățeni care sunt plătești, într-o categorie celor la care m-am referit, de acele taxe pentru salubritate, iată dacă am inclus această activitate într-o taxă obligatorie, am putea să le dăm posibilitatea celor care sunt veterani, bătrâni, cu nimic posibilitatea de a plăti, să fie scutiți de la această taxă. Și nu în ultimul rând, aș considera că s-ar impune, ținând cont de uzura pe care o produce carosabilului, acele mașini mari care transportă sare, lemne, sorturi de materiale de construcții, așa mai departe, să plătească o taxă de tonă, de detonaj. O gândim, o încercăm să o facem în așa fel, încât să-i obligăm pe unii să și plătească, numai să ne producă anumite distrugeri a infrastructurii din localitatea noastră. Și, nu știu, poate că ar trebui gândit într-o perspectivă inclusiv găsit o taxă pentru activitatea de turism și de bările care se fac în bazinul de apă sărată și de la Sarina, pentru că poate nu sunt eu suficient de bine informat, dar cred că ar trebui cotă parte din încasările pe care le realizează pe aceste două bariere să revină și unitățile administrative teritoriale la localității noastre. Da, în urma discuțiilor celor doi domni consilieri pronunți, vă rugăm să formulați răspuns și rămâne lista deschisă la înscrie și pentru următorii consilieri, dar au ridicat și probleme destul de serioase. Vă rugăm să dați telefoane pe serice. Da. Să formuleze domnul primar. Am pornit la constituirea acestor taxe și impozite, așa cum și din discuțiile avute cu dumneavoastră și ați avut aceeași părere, să nu mărim impozitele și taxele locale. Și acolo unde s-a făcut, le-am lăsat în zanca cele de anul trecut. Însă legea, exact cum spunea și doamna Biri, codul fiscal, vine cu niște reglementări care trebuie să respectate. Și propunerea pe care a făcut-o doamna Biri cu 0,08 diminuează față de anul trecut și din calculele noastre 0,09 în loc de 1% ar aduce taxele undeva la nivelul anului trecut. Și aici trebuie să vedem exact dacă putem ca această cotă de impozit să o fixăm, cred că este foarte bine să menținem la nivelul anului trecut aceste taxe și impozite. Însă, codul fiscal a adus mai multe modificări, care sigur vom vedea în cursul anului ce nemulțumiri creează.
Eu vă spun doar una dintre ele. Dacă cineva are în Intravila un teren și are pe el, nu știu ce, porumb, 400 de metri, este obligat să fie curs construcții. Zilele acestea am avut discuții cu cei care fac PUG-ul și cu cei de la Institutul de Cercetări de la Cluj, pentru că dau un caz în Gura Slănic, avem peste 100 de proprietari de terenuri care au restricție de construcții. Și restricția o au prin, a fost și domnul director Ilie la discuție. Și acolo cetățeanul a cumpărat terenul săptămâna trecută și vine și spune, domnul primar, vreau să construiesc. Păi n-ai voie să construiești. Păi nu mi-a spus nimeni că nu construiesc. Ca să vă dau un exemplu. Și atunci spune, stai bine, cine interzice să plătească ceva? Păi diminuați-mi impozitul atunci. Deci îmi puneți intravilan, nu am voie să construiesc, prin impozit îmi pui curs construcții, dar nu am voie să fac acest lucru. Deci vor fi probleme pe care le vom discuta la timpul potrivit. Ce a ridicat domnul Nuțu? Am mai discutat. Taxa de salubritate, care trebuie făcută. Această nomenclatură stradală. De acord, trebuie să stăm și să vedem exact, dar nu putem astăzi să stabilim. Dar trebuie odată lămurite și aceste lucruri. Așa cum am făcut anul trecut zonarea, va trebui și aici să venim cu toate observațiile și vă rog și pe dumneavoastră să veniți cu toate observațiile și să o punem la punct, pentru că este la îndemâna noastră. Taxa pentru parcare. Avem aici la o anexă taxe de parcări, dar trebuie să și amenajăm parcările. Și atunci ne-am propus să facem un proiect pentru toate incintele, că așa dacă tot amenajăm noi câte un pic, nu o să iese nimic. Și facem un proiect pentru toate incintele, facem aceste parcări și apoi să venim să luăm aceste taxe de parcare pe care noi le putem plătica. Discutăm despre taxa de parcare, mai am văzut și în celelalte localități, în zona centrală, inclusiv la Bacău, care este plătită pe bază de aparat. În zona centrală și facem cu care stau acolo cu mașinile nu știu câtă vreme să mai și plătească. Avem domnul Nuțu, 0,4, vedeți aici, lei metru pătrat pe lună. Dacă avem parcare acolo și parcări pentru la fel. Păi opresc ocazional. Da, de acord. La oră, la jumătate de oră. Avem. Stabilim. Avem aici, dacă nu vreți asta, stabilim asta. Însă ce aș vrea eu să spun? Putem astea să le facem și într-o altă ședință. Exact cum și la fel propunerea cu aceste mașini care transportă sare. De acord. Putem să le facem și să avem surse de venit. Dar acum trebuie să aprobăm aceste taxe. Pentru că, exact, și această scutire care o prevede legea pentru diferite persoane care au probleme sociale, va trebui luată în calcul, însă taxa de salubrizare, domnul director o are ca temă și a rămas că ne-o propune în AGA și apoi o vom propune și în Consiliul Local. Se lucrează la ea pentru că sunt foarte multe variante în țară și noi am dorit să-i lăsăm pe alții să vadă, să o stabilească, să vedem exact cum facem, însă viața ne demonstrează că trebuie să facem această taxă pentru că ne vom bloca și nu ne vom discuta. Dar vom discuta și la AGA. Ce rugăminte am ca să închei? Sunt multe probleme de rezolvat. Putem acest 0,1% să facem 0,09% și să diminuăm puțin. Însă, dacă nu avem ceva concret pe ce am discutat noi acum, noi l-am și publicat de 30 de zile, tot au fost dezbateri pe materialele astea. S-a ajuns acum la această fază. Trebuie să o aprobăm acum, să putem porni în decembrie și între timp, dacă mai trebuie să corectăm ceva, putem să corectăm. Mulțumesc! Vă mulțumim și este vorba, într-adevăr, de taxe, că dumneavoastră spuneți că trebuie să amenajăm parcările și pe aia să le taxăm. În România avem rovinie răpătită de 100.000 de ani, pentru a se amenaja șosele care nu s-a amenajat nici acum, deci nu este un amănunt. Taxă de parcare de o oră sau așa mai departe, el trebuie să existe ca tarif și după aceea punem aparate, punem ori care să taxeze mai puțin într-o dată. O altă întrebare aveam, în condițiile în care, cum ați spus dumneavoastră, noi trebuie să aprobăm impozitul pe taxe locale. Există cumva vreo lege care să ne interzică să adăugăm, să nu pățim ca atunci când a fost cu zonarea, că dacă e până în mai modificarea, se poate aplica, dacă nu, nu. Sigur, da. Trebuie să știi. Deci,
plătit taxele. Dacă vrem să băgăm în perspectivă această taxă de salubritate, de care se discută de jumătate de an. De acord. Această taxă poți să o introduci, dar e drept un regulament. Și atunci când o discutăm, trebuie să-i facem regulament de aplicare a ei. Bun. Și putem să facem orice altă ședință. Și dacă noi o vom introduce în ianuarie, cum plătește omul? Se plătește de la data când noi o stabilim. Se plătește și se va plăti pe 30 de ani. Noi vedem exact în regulament să stabilesc toate amănunte. Aici trebuie. Taxele nu. Deci noi trebuie să vedem exact. Dar am pus o discuție. Uitați, în luna ianuarie, domnul director, în luna ianuarie, la ședința AGA, veniți cu această taxă de salubrizare și facem și regulament, facem tot ce în ianuarie, dar ce unde ce unde? Și de ce vreți? Dar voi de ce vreți? Să practică, Irina. Să vă rog. Colegii mai sunt... Ca să-mi susțin în continuare punctul de vedere. Deci, mergând pe acest minim al legii de 0,08, diferența, ca să o aplici în motogrosul, este de 0,09. Deci ar câștiga executivul un 0,01. Dar dat fiind faptul, de aceea am și zis 0,01, că prin lege nu ai cum să faci, trebuie să-i mărești omului impozitul pe teren, transformând acei 400 de metri în curți construcții. Deci el oricum îi facultat pe partea cealaltă. Deci să plătească cu 0,01 bani mai puțin la impozitul pe clădiri, pentru că acolo va plăti cu 10 lei în plus, dacă stăm să o calculăm. Deci oricum omul va plăti în plus. Deci de aceea eu am propus 0,08, este minimul pe care îl permită legea ca să-l fixăm. Pentru că, în general, noi am fost forțați și am trecut cu acel 15% că nu ne dă bani, că nu ne nu știu ce ordonanța respectivă. Și a trebuit să le creștem pentru că așa era ordonanța. Deci acum am măcar să mergem pe acest film. Vom supărăți preaprobare. Am înțeles ce spune dumneavoastră. Că n-a să susține 008, să fim sub, v-a spus că cu 009 ajungeam, e o propunere pe care trebuie să o susținem și noi. Adică dacă am stabilit principiul clar că mergem pe varianta să nu mărim impozitele față de anul trecut, putem accepta și acest procent. Și nu cred că este o problemă. Și noi modificăm aici. Și dacă acest lucru la problemă, dacă mai sunt și alte lucruri. Trebuie aprobat ca amendament. O să vorbim despre el. Discutăm acum. Domnul Ilie, dacă mai sunt și alți colegi care se vor înscrie la cuvânt. Da? Se vor aici. Domnul Ilie, aveți cuvânt. Domnul consilier Ilie. La momentul când domnul consilier Munțu a pus problema taxei pentru mașinile de tonaj greu și a taxei de turism, unii colegi și-au îndreptat privirile către mine. Să nu mă înțeleagă nimeni absolut că aș fi împotrivă. Dacă sunt în cadrul legal, cu tot acordul, în condițiile în care acum domnul Munțu, eu am înțeles, a dat un exemplu. Problema turismului de la Salina, dar toți agenții de turism, toți cei care au cază, și noi am fost toți prin stațiuni sau unde am mai luat și peste tot se lua o taxă de stațiuni. Dacă sunt în cadrul legal și sunt stabilite într-un cuantum care să își permită inclusiv transportatorii, inclusiv agenții de plan local vis-a-vis de materiale de construcții și materiale din demolări, nu este o problemă. Dacă putem să atragem o sumă la nivelul Consiliului Local pentru a face alte lucrări în beneficiul cetățenilor. Acum eu aș fi avut o problemă vis-a-vis de un alt exemplu de taxă, dacă tot s-a discutat aici, pentru că noi în ședință am discutat, am avut și acea discuție cu taxa pentru sport, care nu ar trebui uitat-o, am discutat-o. Văd că domnul Cristi nu spune nimic, pentru că nu s-a luat o hotărâre, dacă o să mai facem ceva, să vreau să mai facem cu acea echipă. Vă rog, domnule. Era vorba de corelată această taxă cu bugetul echipei de fotbal, care va fi aprobat dată cu bugetul local. Deci și nu va trebui suportat neapărat prin taxa de sport. Pe de numele o taxă în plus, nu-i... Deci, de asta n-am mai ridicat acum problema. Am înțeles că există chiar
suport transpartinic, să zicem așa, pentru echipa de fotbal, deci nu cred că vor fi probleme la bugetul, când se va stabili bugetul local, să stabilim un buget pentru echipa de fotbal. Cu sportiv în general. Și nu neapărat prin taxa de sport, care e oricum insuficientă, chiar să întreții sălile de sport, dar apoi să mai ții și o echipă de fotbal. Deci, de asta n-am ridicat problema acum. Dar mai, dacă tot am luat cuvântul, legat de taxe și impozite locale și mai ales de cuantumul lor, problema aceasta este extrem de sensibilă. Și nu spun o noutate. Deci ele trebuie să fie într-atât de mari încât să asigure funcționarea orașului pentru cheltuielile curente și investiții eventual, dar să fie într-atât de mici încât să fie și suportabile de agenții economice. Și aici voi fi iar subiectiv. Aceste taxe și impozite locale trebuie să aibă și un rol de stimulare, în sensul că omul, domnule, plătesc o taxă, mă uit, strada mea e mai frumoasă ca anul trecut, orașul e mai curat, condițiile de viață sunt mai bune. Ceea ce rolul de stimulare nu există, din păcate. Revin la celeva stradă Trotuș, pe care am ridicat problema de nu știu de ori, deci de asta spun subiectiv. Și n-am niciun, eu ca agent economic, n-am niciun o stimulare să plătesc impozitul acolo. Chiar îmi vine ideea să fac un fel de grevă fiscală, legat la impozitul local, dacă acest stradus nu se repară. Și măcar cu două remorcă de balast, nu mai închid impozitul local. Și mă dați în judecată și să avem argumente să vedem când ne stricăm mașinile acolo. Și nu numai strada asta. Și nu a fost afectată de lucrări de canalizare. Care s-a afectat de lucrări de canalizare, e logic. Doamne, e o investiție în derulare și vor fi făcute după aia. Deci, pentru o mașină de balast două, parcă există chiar o reavoință. Nu, impozitele astea nu sunt stimulative din punctul ăsta de vedere. Și mai sunt și alte exemple. Dar le vom vota, și mai ales cu propunerea doamnei Ghirii cu 0,08%, pentru că trebuie să respectăm prima necesitate a impozitelor de a asigura cheltuielile orașului. Dar stimularea și, eu știu, când cetățenii sunt bucuroși, plătesc impozite, sau când sunt conștienți, de asta mai rămâne de văzut. Mulțumesc! Mulțumim, domnul consilier. Deci dacă termenul de grevă fiscală vă convine, nu voi plăti niciun leu la impozitul local, până când nu se repară, să dați cu două mașini de balans, poate un compactor, asta trebuie. Ne aliniem și noi cei din Tăbăcar, jumătate de mașină de balast trebuie ca să ieșim din Tăbăcar. Deci facem și noi grevă fiscală, numai vezi că plătim pe alte puncte de vedere, domnul. E incorrect că trebuie adusă problema aici. Chiar e incorrect și nu vreau ca probleme punctuale a construcției să fie ridicate aici. Dar dacă altă metodă nu interesa pe lume sticlă ca să spunem o reparație de stradă, păi, cu cât am plătit impozitele într-un an, cred că se făcea strada aia de 10 ori. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Are cuvântul domnul consilier Panțăru, Cristina. Eu cred că propunerea doamnei consilier Biri este foarte binevenită pentru toată lumea, pentru toți cetățenii. Trebuie să ne gândim că codul fiscal care va intra în vigoare din ianuarie, după părerea mea, vor aduce mari surprize. Și atunci, dacă noi putem veni un pic în ajutorul acesta, ar trebui să fim foarte atenți în legătură cu mărirea. Dacă avem totuși posibilitatea să diminuăm la 0,08%, cred că ar fi foarte nimerit să o facem acum, că am înțeles din presă, din mass media, că va ajunge și de 20 de ori să plătim. Acum nu știu dacă este o informație chiar sigură, dar trebuie să fim atenți. Mulțumim, domnule. Alte puncte de vedere? Acum lăsăm inițiatorul proiectului, domnul primar, să mai... Așa, domnul Aurel Lucru, să le-ați portit. Acum am luat o pregătire la toată chestiunea asta. Din fericire, amendamentul Raului Ghirii nu afectează la modul efectiv bugetul local, pentru că era prevederea unor creșteri, de fapt, și noi devenim pe sumele anterioare. Suntem fapt acolo. Cred că este, până la urmă, o chestiune de imagine. Creșterea n-ar fi fost fabulos de mare, de nesuportat pentru cetățean. Dacă ne uităm la o clădire obișnuită, ar fi fost o creștere de 3, 5 lei, 10 lei maxim. Da, mă rog, este o chestiune de imagine. Diferențe foarte mici. E o chestiune de imagine. Și deci, legea la minim. Dacă ne uităm, este o treabă de 10 lei. Diferență plus minus. E foarte bună propunerea, cred că merită să ne însușim. Aș mai vrea să fac o precizare, iarăși o parte bună a codului fiscal.
se introduce de anul acesta, se introduc penalitățile pentru terenurile nelucrate. Pentru cei care au citit bine materialele care au stat la baza fundamentării impozitelor și taxelor, și asta e bine de precizat pentru cetățeni, că cei care nu-și îngrijesc clădirile sau nu-și lucrează terenurile, impozitele și taxele se plătesc majorat cu 200%. Cum? Cei care da, deci pentru clădirile și pentru terenurile nelucrate. Mulțumim, doamne. Care și alea vor fi niște venituri suplimentare. Restul taxelor rămân cele pe autoturisme, etc., etc., rămân neschimbate. Doamna consilieră Ghinea, da? Da? Cum trebuie să trebuie să plec și sunt de acord, sunt pentru punctul 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi. Vă votați pentru punctul conform. E 200%. Are, în continuare, domnul primar, inițiatorul proiectului. Ca să lămurim aspectul acelui procent, el este între 0,08 și 0,2%. Noi am avut 1%. Și plecăm cu 0,08%, ne însușim și noi, și plecăm cu 0,08% cu minim. E un aspect care a ridicat și domnul consilier. Legea prevede până la 500% pentru terenurile nelucrate și casele părăsite. Noi ne-am tot gândit și am propus 200% pentru că va trebui aici să facem și un regulament. Și uitați-vă la casa care e chiar în fața primăriei aici, care este total neîngrijită. Și în acel regulament va trebui să stabilim să mergem până la executare. O scoatem la vânzare, adică trebuie făcut ceva, pentru că avem câteva asemenea locuiți în oraș. Și aici nu s-a discutat deloc. Sunteți de acord cu 200%? Nici să mergem la 500 și să nu putem să... Sunteți de acord toți? Cred că nu mai sunt alte probleme și poate fi trecut la vot. Făcut o minimă precizare. Deci clădirile și terenurile care nu sunt lucrate 2 ani consecutiv. Exact. Aici facem și regulament. Facem și regulament în care intrăm la amănunte să stabilim ce înseamnă teren necultivat, ce înseamnă clădire neîngrijită. Aici o să venim cu acel regulament să-l aprobăm. Poate fi important. E plecat omul 6 luni, nu știu unde, și dacă florile s-au uscat... La ce perioadă declanșăm executarea sigur? Exact, exact. Deci aici în regulament o să venim cu el, să stabilim exact, că nu înseamnă. Da. Mulțumesc frumos! Aici sunt și alte puncte de vedere, domnul consilier Brozacu Ioan. E vorba cu majorarea de 200%. Până la urmă, batem în tot cei care nu au. Pentru că dacă luăm chiar clădirile care nu sunt îngrijite și nu sunt făcute, la cei nevoiași care nu au plătit niciodată. Dacă ne uităm în contabilitate și întrebăm fetele, deci taxele și impozitele la tine și nu s-au luat de zeci de ani. Pentru ce ne încălzesc pe noi cei 200%? Trebuie să aplica legea. Păi respectăm legea, dar nimeni pe urmă zice la bancă, păi, cine a încasat suma care ai prevăzută? Păi n-am încasat, pentru că n-am avut de la cine. Păi înseamnă că ai, du-te și ai. Așa pune problema. Trebuie să facem demersul. Așa trebuie pusă problema, să vedem, să descoperim pe cei care l-au plătit, că ăștia care gospodarii au plătit toți, nu știu dacă e cineva care nu-i la zi. Deci trebuie să fim foarte atenți, să încasăm vechile datorii și trebuie să vezi dacă poți să-i mai pui majorare pe ce este. Regulamentul va slăbi toate acestea, mă. Deci trebuie depistate toate... Care în condițiile în care în regulament pui și povestea, pui executarea, e pe mine proprietatea primăriei, se poate renova, se poate demora și așa mai departe. Dar asta ține de regulamentul pe care v-a făcut. Și vom ține cont de toate observațiile dumneavoastră. În condițiile în care... Dar trebuie să găsim niște pârghii totuși. Să-i determinăm pe ăla care are o clădire. Legal. Legal, evident că legal. Este cu surpriză. Evident că legal. Până nu știu câtă vreme. Evident că legal, dar nici nu poți să-l lași la latitudinea unuia care el prin... Eu îl lasă pe să te las, care a primit o moștenire și care el nu are niciun interes nici să o vândă când ține la preț, nici să o îngrijească că nu are cu ce sau acolo, cum vrea. Acolo avem... Nu poți să lași copicii din acel oraș. Te duci foarte simplu. Ori o dărâm, ori o faci, ori o faci. Trebuie să găsești o pârghie până la executare siliză. Dar sunt unii care au imobile din categoria celor care ne referim și sunt vizibile pentru toți cei care vin și în jur și ne fac în toată felurile, iar începând cu primarul și până la ultimul cetățean din orașul ăsta, care au și posibilități materiale, în sensul că dacă îl pui să ți-o vândă el sau urmașul pe care îl are moștenitorul legal, îți cer un preț de doare cap.
Dar dacă îl obligi pe partea aia de sudărâmă, nu vrea sudărâmă pentru că el vrea să ia prețul. Că întotdeauna zice că un teren este mai scump atunci când are și un imobil. Băi, că vezi, doamne, așa e regula. Vrei mai bine și alte puncte de vedere? Spun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2016, cu amendamentul propus de doamna Biri și însușit de către inițiatorul proiectului. Cine? Domnul președinte, da, inclusiv celălalt legat de taxele de locuitate, până în decembrie să putem pregăti materialul ca să poată intra pe anul următor. Cu majorările minime acceptate de lege. Exact. Cum a fost aici 0,08%, respectiv 200%. Domnul director, ea nu-și v-ați însușit propunerea. În decembrie veniți cu taxa la. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de la punctul 4 a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al orașului Târgu Ocna, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007. Comisia de Urbanism a fost favorabilă. Înscrieri la cuvânt. Doamna consilier Hiri, cine se mai înscrie? Rămâne lista deschisă, aveți cuvântul doamna consilier. Și aș principiu al domnului consilierul de ții, forma sub ce este ce este vorba, n-a fost la vorba să la mușcă. Și de executivul, să ne dea răspund. Din aparatul primării, dacă ne dați detalii. Dacă mai aveți și alte întrebări, alți colegi, v-am spus că existează. Sunt și în ședința de care am completat în timp. Am identificat un teren pe strada Crișan. Strada Crișan este ieșirea pe strada Crișan, practic, acolo unde se face târgul săptămânal de lunea, de la școala numărul 1 jos, în terenul de sport, e o proprietate care, sau un teren domnul care a fost Radu, da, avea un teren și în spatele casei era un teren care... Deci e o ieșire acolo, o bucățică de teren pe care noi l-am identificat prin cadastru ca un plus de suprafață, de 1068 de metri pătrați. Au necumpărat lucrurile acolo? În spate. În spate, în spate, în spate. Și mai este încă un teren de 210 metri pătrați, de strada Turodul Adimirescu, în zona blocului de 7. Asta, ca urmare, de 17 la matematica, dar acolo în spate. Ce destinație a avut? Ce cu de locurile 20? Diferență rezultată în urma consulatorului cadastral. Unde sunt garajele la celor care sunt acolo? Garaje. Am discutat mai în concret. A fost un garaj, e un garaj, e ceva construit pe el și se vrea a face altceva. Spuneți-mi ca să înțelegem. Sunt garajele construite pe acele terenuri și care trebuie lămurite acum. Pentru că garajele au fost construite și nu au avut terenul. Terenul a fost concesionat, a fost închiriat, dar a avut o destinație. A fost. Cum a fost? Concesionat. Dacă a fost concesionat, mi se pare că trebuia să fie în evidența bunurilor de patrimoniu. Și acum l-am identificat. L-am identificat acum. Nu este domnul. Nu am luat concesiune dacă nu era identificat. Dar 90, doamna. Când se făceau niște măsurători cu niște mijloace din măsurare. Haideți, domnul primar, am discutat-o și altă dată. Haideți să găsim o soluție cu toate machelețele astea care sunt făcute pentru blocuri, terenuri, pentru mici agricultori și cu crescut pui și alte lucruri care dă o lor așa de urât. Am tot zis că încercăm o dată să terminăm. Nu am nimic împotrivă. Puneți-mă în ordine și faceți-mi să intre în legalitate, că nu e niciun fel de problemă. Nici cu ăsta, nici cu sigur vă mai identificați. Sigur vă mai identificați. Dar văd că apar la fiecare lună apar câte două, trei. Știți ce? Și pe lângă ăsta se mai anexează și celelalte. Nu au fost trecute nici până acum. Până să la piață, modulele astea. Ba da, până. Și le trecem în inventar acum. Deci sunt în fiecare lună și atunci când apar cadastre. Abia acum suntem în faza când identificăm tot felul de suprafețe de teren care au fost scăpate, au fost mai măsurate. Dar și când ne întâlnim... Dar nici noi nu avem cunoștință de ele. Pentru că apar în momentul când vin cu documente. Și când facem, le punem cap la cap. Acum se suprapun cu voce primară. Sigur că această variantă care se propune, hai să facem o dată tot, e simplă.
de-aia 27 de ani sunt și eu în primărie și a fost și domnul Luțu aici și știe. Pentru că nu s-a făcut cadastru general și nu au fost niciodată bani și cu adevărat se vor găsi bani în țara asta să facă acest cadastru, apar probleme și când ne întâlnim cu ele, încercăm să le rezolvăm. Oricum să spun că în jur de 50% din aceste terenuri sunt rezolvate. Dar știți că peste tot, când se fac acum cadastre, se fac în stereo 70, constatăm că ele sunt deplasate. Ce este foarte interesant că o parte din măsurătorile făcute până la introducerea acestui sistem stereo 70 apar deplasate față de locul unde au fost ele. Pentru că lua monumentul Măgura, tur la bisericii și nu știu pe ce mergea ei. Ce vina are cetățeanul că acum el a plătit odată cadastru și s-a... Cam asta e problema, că eu am plătit de trei ori. Păi vedeți? Și atunci eu zic că tot mai bine este când le găsim să le identificăm și tot le adunăm, decât să le lăsăm așa. Ce mai întâlnim, tot timpul o să venim cu corecturi până când o să... Iar terenurile de trăza secundare care sunt identificate mai la periferie, pe malul râului, așa cum e ăsta, de 1000 și ceva de metri pătrați, vă rog eu să-i secundați dreptul de prețiune celor care îți vecini acolo. Asta și vreau să facem. Ei se poate beneficia. Eu bag cu altul în cărcă să fie dușman toată viața lui. Domnul Luțu, asta și vreau. Dacă vreți să vă spun exact ce s-a întâmplat, domnul cineva a cumpărat acolo și s-a gândit să iasă în spate. Și noi avem bani la buget, nevoie. Și când să luăm, să-i dăm o ieșire de 5 metri, păi stai un pic, unde e terenul ăsta? L-avem? Nu l-avem. De ce nu este? Păi n-am fost niciodată. L-a ținut în grădină domnul Radu. Cine a crezut vreodată că Radu nu are toate acte pe tot terenul? Și uite că l-a făcut acum cadastru, nu are decât pe ce i s-a făcut. Și acest semn acas nu vom mai avea, să știți. Și rugămintea este să le însușim, să le luăm, să le inventariem și ele vor apare în timpul acum în regulă. Mai câștig pentru cumpărător, că s-o trebuie să plătim o sumă doar domnul. Nu e adevărat, dar aici e problema. E pierderii pentru cumpărător. A zis-o bine. A zis-o bine. A zis tot ce am spus. Nu, nu. El a plătit pe ce a avut acte. Deci restul l-am luat, l-am identificat și gata. Dar mai sunt alte puncte de vedere, domnilor colegi? Atunci supun spre aprobarea dumneavoastră. Proiectul de hotărâre privind completarea zonului privat al orașului Târgovna, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? În unanimitate de voturi, proiectul a fost votat. Cu amendamentul. Trecem la punctul 6. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgovna. Dacă dintre invitații noștri vor să răspundați, că nu se trebuie să ne raportăm. Prezentați dumneavoastră raportul. Da? Cu siguranță poate fi consultat atât reprezentanții consiliilor locale, cât de reprezentanții instituțiilor scolare. Am să mă străduiesc să-l răspund foarte mult, să-l prezint pe scurt, dar sunt anumite chestiuni pe care le consider necesare pentru a fi evidențiate. Siguranță, toți știm că atât autoritățile locale, cât și conducerea școlilor sunt primele interesate de furnizarea de servicii educaționale de calitate care să răspundă nevoilor de dezvoltare reală ale comunității. Așa cum am prezentat și în anii anteriori, am structurat acest raport atât pe mediul intern, cât și pe extern. În orașul nostru sunt școlarizați elevi pe toate palierele învățământului preuniversitar, ca element de noutate în acest raport din anul școlar anterior, dar cu completări în ceea ce privește numărul de elevi pentru anul școlar 2015-2016, am inclus și învățământul școlar special de la școala numărul 7, respectiv centru de educare minori, pentru că în momentul de față face parte din rețeaua școlară a orașului Târgovna. Pentru învățământul preșcolar, numărul de elevi nu a fluctuat foarte mult. Pentru învățământul preprimar și primar au existat mici fluctuații datorită celor de la centrul de reeducare și e vorba de 24 de persoane care fac cursuri de alfabetizare. La învățământul gimnazial, de asemenea, au apărut fluctuații pozitive datorită faptului că au apărut 57 de elevi tineri pentru școala numărul 7. Există o creștere a efectivului de elevi pentru școlile pe care le avem și până acum în rețeaua școlară, în special la Liceul Tehnologic, unde au apărut fluctuații pozitive, 37 de elevi mai mult decât anul școlar precedent, având în vedere faptul că s-au organizat și cursuri serale, clasa 11-a respectiv, clasa 12-a serală. Deci, în total, avem 2600
1649 copii și tineri, deci o creștere a populației școlare. De asemenea, în rețeaua școlară am inclus și clubul elevilor, care are 5 cercuri, ca și în anul anterior. Există în total 712 înscrieri, deci nu neapărat elevi, da? Aceste înscrieri includ chiar și preșcolarii. Există 20 de grupe cultural-artistice și 32 tehnico-științifice. Ca număr, numărul total al salariaților nu s-a modificat foarte mult. În ceea ce privește rezultatele la învățătură, sunt bune și foarte bune și în acest an școlar. Procentul de promovabilitate al elevilor din Târgu Ocna este cuprins între 90,22% și 97,38%. În ceea ce privește rezultatele la examenele finale, fac precizarea că pentru evaluarea națională a elevilor sunt 58 de elevi din totalul de 105 promovați cu medii peste 8. În ceea ce privește examenul de bacalaureat organizat la Colegiul Național Cenegri, procentul de promovabilitate a fost de 84,56%, un procent care s-a situat peste media pe țară. Fac precizarea pentru cei care nu cunosc liceul tehnologic, nu apare în această analiză pentru examenul de bacalaureat, pentru că acest an școlar, nici anul anterior școlar, nu au existat clase terminale, având în vedere o nouă structură a școlii profesionale. Deci nu am avut rezultate pentru că nu au avut cum să se înscrie elevii din anul școlar în curs, nici din anul anterior. De asemenea, pentru rezultatele la examene finale, pentru competențele profesionale nivel 3, au fost înscriși 50 de elevi, toți au fost admiși. Există și o structură pentru fiecare specializare în parte. Parte din elevii care au absolvit cei 3 ani de școală profesională s-au înscris în învățământul SERAC, vorba de 15 linii, iar 17 s-au și angajat la diferite instituții. În ceea ce privește activitatea educativă în învățământ, vorbesc atât de cea școlară cât și cea extrașcolară, s-a materializat în multe rezultate favorabile, pozitive, chiar foarte bune la concursuri și olimpiade școlare, rezultate care au fost apreciate și recompensate atât când a permis bugetul chiar de Consiliul Local. Ne dorim cu siguranță, întotdeauna este loc de mai bine și pentru activitățile extrașcolare. Fac remarca asupra faptului că au existat și proiecte finanțate externă. Deci cele care știu foarte bine sunt 5 proiecte finanțare externă organizate de către Colegiul Costache Negri. E vorba de proiectul despre care am, unul dintre ele, despre care am discutat luna trecută, Consiliere Inovare Simulare pentru Acces Real la Piața Muncii, proiect cofinanțat din Fondul Social European. Educație cu profit, de asemenea, finanțat de Fondul Social European. A mai fost un proiect EduBac și, da, încă două, pe care nu mi le amintesc momentan. Din ce îmi spunea doamna directora grupului elevilor, a existat un proiect Comenius în anul școlar anterior, biodiversitate, ei a participat alături de elevi, au fost 7 țări implicate în acest proiect, iar în vara aceasta România a fost gazdă și au participat la diverse activități de promovare turistică a localității, au desfășurat activități în Delta Dunării, dar au vizitat și nenumărate obiective turistice, deci diversul nostru, cu siguranță, este în localitatea noastră. Am mai atins un subiect destul de sensibil în ceea ce privește absenteismul și abandonul școlar. Întotdeauna au fost în preocupările comunității și a școlilor. În acest sens, nu putem spune că există situații alarmante, dar nu trebuie să ne grijăm acest aspect. Există, da, izolat elevi la mai toate instituțiile de învățământ care s-au retras din diverse motive sau chiar au abandonat școala. În acest sens, de asemenea, în acest an calendaristic am aprobat continuare a comunității noastre la acel proiect în parteneriat cu UNICEF-ul, proiect care este finanțat cu granturi norvegiene pentru perioada 2014-2017. Localitatea noastră, alături de alte 44 localități din județul Bacău, a fost selectată datorită demersurilor care au fost făcute.
Acest proiect se desfășoară pe perioada a 28 până la 30 de luni în funcție de necesitățile fiecărei instituții. Din fiecare localitate a fost selectată o unitate de învățământ. Există mediatori școlari, există psihologi, asistenți sociali care fac demersurile necesare pentru a aduce acești copii și a rezolva problemele pentru care ei renunță la școală. Și școlile au avut nenumărate preocupări în acest sens, sunt o grămadă de măsuri întreprinse pentru aceasta. Le-am detaliat, cine dorește să le studieze sau să vină cu noi propuneri, le putem lua în calcul. În ceea ce privește sănătatea elevilor de pe raza orașului Târcovna, există cabinete școlare în toate instituțiile de învățământ. Le aducem în atenție Consiliul Local că ar fi necesar să există un medic școlar, dacă s-ar putea chiar și un medic stomatolog pentru acești copii. Nu ține numai de noi, dar dacă o să existe posibilitatea, cu siguranță trebuie luată în discuție. În ceea ce privește măsurile dispuse pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor, toate instituțiile de învățământ au parteneriate și cu poliția, și cu jandarmeria, și cu inspectoratul pentru situații de urgență. Se organizează periodic simulări pentru astfel de situații de urgență. Reprezentanții poliției, reprezentanții jandarmeriei răspund favorabil solicitărilor noastre. Fiecare instituție de învățământ și-a creat o modalitate prin care să-și poată identifica atât cadrele didactice, cât și elevii, un semn distinctiv, fie că e vorba de uniformă, fie că e vorba strict de cuson. Există și camere de luat vedere în scopul de a spori aceste măsuri de siguranță. Nenumărate activități derulate în acest sens, în parteneriat cu toate instituțiile despre care am adus vorba. În final, am făcut o analiză de tot, multe puncte tari, câteva amenințări, oportunități, puține puncte slabe. Unele țin de comunitatea locală, altele țin de fiecare participant la actul educativ. Da, sperăm la mai mult de atât, ne exprimăm dorința și ne acordăm sprijinul atât cât va fi necesar noi, reprezentanții comunității, pentru fiecare puncte de învățământ și lucrul acesta cred că s-a făcut dovedit de acum. Mulțumesc, dacă mai sunt întrebări. Mulțumesc, doamna consilier și profesor la liceu, care și cunoaște foarte bine. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere ale colegilor, dacă dintre invitație doamnele de la partea învățământului, dacă aveți puncte de vedere, da, vă rugăm. Dacă mai aveți de pentru câteva puncte. Vă ascultăm. Privința siguranței, că pe măsuri de siguranță. Cred că ideal ar fi să avem la școală elevi de serviciu care oricum sunt ignorați de părinții care intră și mai e fenomenul cetățean turmentat, care, deci, cu care noi ne-am confruntat. Deci sunt situații când părinții vin să-și facă dreptate. Noi avem elevii de servici, ușa se încuie, dar prin și momentul când nu este încuiată sau trage cu disperare de ușă și bineînțeles că nu dă nicio atenție elevului care este acolo la ușă. Pleacă la etaj, dacă are o problemă cu un copil, nu așteaptă să vină un profesor de serviciu sau cineva din școală. Și cred că în privința asta ar fi bine un portar. Cum aveți un portar? Păi nu, sigur că nu avem și nu știu dacă este o școală cu un oraș care să aibă portar. Asta ar fi o idee. Sunt camere de la deșartele, dar cred că un portar a rezolvat mai bine problema. În privința educației și a stării clădirilor și celelalte, am mai zis într-o ședință de consiliu, dacă țineți minte, am mai pus problema de la noi de la școala 1 a centralei, care tot așteptăm să fie demolată. Curtea școlii arată impropriu și acum, ca să completez ceea ce zice dumneavoastră, trebuie terenul ăla aranjat, făcut, copiii n-au cum să se joace în curtea școlii sub nicio formă, mai ales pe vremea asta urcă în școală cu noroi pe el. Deci noi nu putem să-i lăsăm în curte pe vreme de genul acesta. Și nu știu dacă e normal să putem face curtea, nici nu sunt fonduri, deci nici nu putem visa la așa ceva, dar cred că ar trebui luată logic. Întâi demolat și apoi făcută curtea. Mulțumesc. Bun. Mulțumesc, doamna profesor.
că sunteți preocupată de siguranța elevilor, poate domnul primar e cea mai măsură să... Doamna director. La școala 1, doamna directoare, săptămâna trecută a venit echipa de la Consiliul Județean. Eu personal le-am expus această problemă de la școala 1 și domnului președinte, pentru că, într-adevăr, centrala este un real pericol, pericol acolo. Deci există hotărârea de Consiliul Județean prin care să se înceapă procedurile de demolare. Deci au văzut acum, noi sperăm ca să se rezolve această problemă, pentru că până nu se demolează centrala, nu se poate amenaja acel teren. Referitor la portar, vedeți că doamnele și domnii consilieri au votat astăzi cât personal nedidactic ați propus. Deci dacă vă permite inspectoratul să mai angajați, noi suntem de acord să angajăm. Doresc să vă informez că din discuțiile avute cu domnii și doamne directoare de la școli, am stabilit ca transportul elevilor să fie preluat de primărie și dumneavoastră ați aprobat, pentru că este o activitate destul de delicată și nu o putem lăsa la nivelul școlii, unde nu au nici personalul specializat și nici competența necesară pentru a rezolva acest transport. El se desfășoară în condiții bune. Analizăm modul de desfășurare a acestei activități și sigur că avem, pentru informarea dumneavoastră, și în cartiere cetățeni și am rugat conducerile școlilor să ne informeze atunci când nu funcționează cum trebuie acest transport al elevilor, care este foarte important și implică o mare responsabilitate. Am preluat centralele termice de la școli, pentru că nu putem lăsa un personal necalificat de la școală să ocupe de centrala termică. Atunci și problema a apărut și la grădinițele de copii și la liceul tehnologic, unde a trebuit să schimbăm centrale. De asemenea, verificările, izcirile luăm tot la primărie. Vreau să știți că, de când finanțarea a trecut pe relev la școli, noi, practic, în bugetul local nu avem bugetul pentru toate aceste lucrări care sunt, dar sprijinim prin aceste sume și sunt destul de importante și vedeți noastră că s-a ridicat aproape la 1 miliard acest transport a elevilor, pe care va trebui să-l suportăm de la buget. Centralele termice la fel, ISCIR-ul va veni acum, va verifica și în urma acestor controle pe care le fac pompieri. Acum am constatat că școlile nu au centrale de împământare corecte, nu au paratrăznete, va trebui să facem și aceste lucrări. Da, și hidrant să nu mai vorbim, pentru că trebuiesc și, sigur, trebuiesc instalații speciale, ne ocupăm noi de ele. Mă asigur că noi am spus că ne ocupăm de ele și le trezim cu liste de la școli, ca și cum acum s-a descoperit hidrantul, da? Nu-i nimic, nimeni nu are, toată lumea cere. Colaborarea este foarte bună cu școlile și noi ne vom strădui și, sigur, consiliul că ar face acest efort să putem să ne ocupăm de aceste activități. Dar am o mare rugăminte, trebuie să vedeți dumneavoastră ce putem face pentru a reduce analfabetismul și abandonul școlar. De aceea vă rugăm foarte mult să sesizați aceste probleme sociale care apar în familie și cu compartimentul nostru de asistență socială să putem să mișorăm numărul celor care nu mai vin la școală, a celor care devin o problemă pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar. Are cuvântul domnul Nunțu Costache. O problemă, vreau să pun și o discuție. Când s-a analizat problema pasă, și că domnul director spunea că dacă mai sunt alte unități școlare în oraș care au pasnic. Singura unitate școlară știu că e colegiul. Celelalte unități, toate au rămas fără pasnic. Eu am crezut că a fost o discuție prealabilă între conducerea inspectoratului școlar și dumneavoastră, în momentul în care, de exemplu, sunt în posibil administrație la școala 2. Pasnicul nu îndeplinește condiția, a plecat, nu știu ce s-a întâmplat acolo și în perioada cât a rămas postul la vacan și trebuia să scoată la concurs, deodată s-a blocat angajarea unui altă și a rămas fără pasnic. Probabil că o situație similară a fost și la școala generală numărul 1. Dar această chestiune trebuie discutată și măcar un singur pasnic la unitățile de învățământ ar trebui să existe, dacă ținem cont și pericolele care sunt la nivel european și alte aspecte care țin chiar de stingerea incendiilor, mai ales anumite categorii de persoane care vin cu viața în fundul acolice și deranjează și până la desfășurarea programului de învățământ. Aș mai vrea să spun faptul că
Aici s-a ridicat, s-a prezentat de către doamna consilier situația asistenții medicale pentru elevii din școlile din orașul nostru. Cred că ar fi normal, mă uitam la celelalte localități, au un cabinet medical, măcar stomatologic, pentru elevii din școli. Este foarte greu, iar părinții au posibilități materiale limitate pentru a-și permite să-și ducă copiii la anumiți medici, special la cabinete specializate, private. Cred că ar fi în avantajul copilor că astfel noi putem să creștem sănătoși, pentru că știm că dacă ai o dantură bună și sănătatea derivă de la sine. Și ultima problemă la care vreau să mai mă refer, pentru că mă uitam și la școala generală numărul 2, am văzut rezultate deosebite, de tot analizăm și noi pe diferite împrejurări, dar când facem referiri concrete la situația celor care sunt olimpici, care au ocupat niște locuri fruntașe în topul olimpicilor naționale, credem că situația e un pic mai modestă. Cred că ar trebui să umblăm un pic mai mult la partea de performanță a celor puțini care se ridică la un nivel peste cei care sunt medici. Și mare doamna consilier Bili, dacă i-am spus, că urmează doamna Bar. Și bunia ta. De la școala 2 nu este nimeni? Vreau să mai spun ceva. Are cuvântul doamna Bili Danin. E dură, domnule. Am văzut manifestarea învățământului din Târgoviște, care este una pozitivă, cu consultate și cu tot felul de elemente pozitive. Pentru că domnul primar a ridicat problema transportului copiilor, care a fost preluată conform hotărârilor anterioare luate în Consiliul Local de către primărie, pentru a se îndeplini condiții de profesionalism și de tot ce avize și tot ce cere siguranța copilului. La ședința trecută a fost o discuție, o sesizare de la părinți, respectiv șoferul Wagner, care a buscat copiii ceva în genul ăsta. Mi s-a spus că veți analiza și ne veți informa. Deci vă aduc aminte dacă puteți să discuteți. Nu se confirmă ce ați spus dumneavoastră. În ședința avută cu doamna directoare a spus că problema e rezolvată și nu se confirmă. Deci, de fapt, nu am rugat. Am rugat doamna directoare să facă anchetă și să vină să ne spună ce sancțiuni luăm. Doamna directoare, în ședință, era, a fost prezentă doamna directoare. Dar de la școala 2 nu este nimeni. Este important să se știe. La școala 2 nu este nimeni, la colegiu nu este nimeni. La liceul tehnologic nu este nimeni. Liceul tehnologic nu este. Deci, în cazul respectiv, nu se confirmă ce vrea. A fost o discuție exagerată. Ce puțin așa mi s-a zis. Ei, o să verific ce vrea. Să făcuse și referat către primărie. De aceea. Nu există, doamnă. Mai aveți de spus. Nu, asta are cuvântul doamna Barna. Dacă vreți să completezi, șoferul a introdus niște reguli. Cine vine, el are un tapel, trebuie să respecte așa acolo, dar nu a fost la șoferul respectă. Șoferul introduce reguli sau un șofer introduce reguli? Nu, șoferul respectă. Respectă reguli. Dacă permiteți, domnul președinte, eu fac parte din Consiliul de Administrație, în primul rând, domnul Panțel, au fost la școala generală numărul 2. Afirmațiile pe care le-a făcut doamna Bili sunt într-un totul real. Și mă surprinde faptul că după o perioadă de timp a fost că lucrurile stau de fapt altă. Înseamnă că s-au moșomalizat. S-au moșomalizat, dumneavoastră în Consiliul de Administrație puteți să cereți cont doamnei directoare, doamne, s-a întâmplat cazul respectiv. În ședința avută cu directorii aici, în această sală, am rugat-o pe doamna directoare să ne prezintă un referat cu ce sancțiuni luăm. Și aia, domnule, s-a întâmplat nimic, problema e rezolvat. Ok, unii, ce mi-a spus doamna directoare? O să o reluați în Consiliul de Administrație. Da. Pentru că s-a dus în discuție problema performanței școlare, n-am nominalizat nimic, dar aș vrea să vă aduc la conștiință faptul că elevul Menicescu Andrei a fost și recompensat de Consiliul Local, a participat la Bacalaureatul Olimpicilor, este campion și național și balcanic la diferite probe sportive. Deci avem rezultate meritorii. Și, da, și la învățătură, să știți că avem rezultate la Olimpiade Județene, premii la Olimpiade Județene. Național, am zis. Hai cuvântul domnul Adam Valerio. Da. Doamna director, domnul Adam Redine. Pentru că tot ziceam de fenomenul de abandon și de copii în situații de risc și să se diminueze absenteismul. Ideal ar fi, dacă s-ar putea la noi în oraș, să fie un centru de zi sau un fel de after school
pentru copii cu situații de risc. Nu știu dacă ar putea, probabil că primăria cu bisericile și cu școlile în parteneriat, dacă ne-am gândit, am putea face un centru de zi pentru copii de genul acesta. Ar fi nevoie de, să zic, o masă caldă, spațiul sigur s-ar găsi, s-ar găsi și spațiul la școli pentru a lucra cu copiii. Bineînțeles, cred că în regim de voluntariat, cred că și cadrele de didactice s-ar oferi, dar mai rămâne să fie implementat un proiect și nu neapărat finanțare. Eu propun doar să rămână la stadiul de propunere. Să domnul primar și-a notat. Doamna directoare, am discutat cu doamna directoare de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și mi-am pus o întrebare la care cred că dumneavoastră trebuie să veniți cu răspunsul, să stabilim cam câte solicitări avem și cam câți copii ar fi în acest centru de zi. Da? Vă rog să nu puteți să răspundeți acum, sigur o să verificați, o să luăm de la toate școlile și să spunem cam ce se poate. Am stat și cu practicienii și părinți și ei sunt dispuși să implice, dar n-am știut să spun exact pentru câte posturi. La momentul de față nici nu se știe, pentru că cei care sunt implicați în proiectul UNICEF deja sunt în stadiu de identificare. Dar eu vreau din școli, doamne, deci trebuie să vină din școli. Și școlile și bisericile și cei care sunt implicați în proiect, cred că împreună vom putea da un răspuns. De acord. Deci UNICEF-ul lucrează în cadrul primăriei, da. Proiectul este promovat de noi, da. Ei fac o inventariere în oraș. Dar nu poate ști UNICEF-ul din elevii de la școală câți doresc să vină la Tărstul, da? Da. Și câți vor să stea în masă. De aceea, vă rog foarte mult să veniți și de la școli, să cam atât. Ca să știm ce capacitate. Directorul, mulțumim. Și mulțumim frumos pentru că inițiativa să dați de lucrul executivului, domnului primar. Da. Domnul Valeriu are cuvântul, dacă... Aveți de informat? Da, întâmplarea face ca să am un document și, cum să vă spun, aș dori să-i pun o întrebare domnului primar. Începând până în normal, până în ianuarie 2016, ar trebui întocmită o analiză de risc de securitate fizică. Deci ideea vine și în ajutorul doamnei directoare, care întâmplător se află aici de față. Și dacă domnul primar ne-ar putea spune cum am putea rezolva problema asta. Sau dacă dânsul a luat în calcul această lege, care este din legea numărul 333/2003 și conform hotărârii Guvernului 877 din 15-10-2014, ea trebuie să fie obligatorie până luna ianuarie. Pentru cetățenie? Pentru instituții publice. Deci chestiile vin și pentru instituții publice. Este analiză de risc de securitate fizică. A, se ISP, nu? Nu, 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 securitate fizică. În caz de tratament, poate bătăiuți. Poate să aibă sunt, risc. Sunt specialiști în domeniu, dar asta foarte mult, probabil. Noi suntem în faza de achiziții și în loc de domnul Adam, fiind este specialist în acest domeniu, având o asociație de apărare a... Nu, eu reprezint. Reprezintăm. Haideți, vă rog, puteți să așteptăm și propunerile dumneavoastră, suntem de acord. Da, și vă rog foarte mult să veniți și ne ajutați să putem face și acest studiu. Este o parte scrisă, dar care ține cont de toate răspunde care pot exista în oră. Este care trebuie implementată. Da. Pentru că dânsi. Vă așteptăm. Da. Ca să ajut și colegul meu. Deci dânsi și bine. De ce mă rugați să vă pun în discuții în cadrul ședinței această propunere? După aia ei vin și vor să ne ajute cu implementarea iluminatului public pe LED. Deci este un proiect care pleacă de la o valoare minimă de 300 de euro până la 5 miliarde de euro. Am înțeles. De ce ne fac proiectul? De ce ne fac proiectul? Care fac și voluntariat, să nu poste ceva. Nu cred, nu cred, dar asta va depinde de cum negociază domnul primar. Da. De ce în fine? Am reținut, domnul. Am reținut și haideți, vă așteptăm să discutăm. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt alte puncte de vedere cu privire la raportul general privind starea și calitatea învățământului din orașul Cutor, dacă nu consiliul local și am sfârșit raportul, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, divers. Spunea voastră, domnilor, domnul Antoche Cristian, are cuvântul. Acum două luni am aprobat cu entuziasm, a zis și nouă organigramă, pentru că a fost aprobat în unanimitate. Erau niște probleme legate de personal, de
ocuparea unor posturi, de schimbarea de numiri, ceea ce e foarte bine. Dar încă efectul nu se vede. Constat și ca persoană fizică și ca agent economic și ca alte persoane care au luat contactul, că sunt adevărate îngustări în fluxul documentelor, în anumite locuri, iar documentele, hârtiile, autorizațiile se emit spre termenul lor maxim și chiar se depășesc, ceea ce nu e chiar așa de măgulitor pentru primăria Târgovna. Eu, prin activitatea care am contact cu cel puțin 10 primării și n-aș vrea ca noi să fim codași la acest flux al documentelor. Pentru că e normal, omul vrea să-și facă o investiție, vrea să repare ceva, agenții economici trebuie să lucreze, ca această roată a economiei locale să se poată învârti mai repede, pentru că beneficiile sunt clare. Până la urmă, impozitele și taxele locale și salariile tuturor iese din activitatea asta privată și din taxele care îl plătesc cetățenii. Erau vorba de niște posturi vacante, mai ales la biroul urbanism, și la alte birouri. Sigur, nu trebuie să angajăm cu frenezie acum pe oricine și concursurile trebuie ținute și chiar este nevoie. Deci, oricât economie ar fi, trebuie să fie și o economie, sigur. Dar trebuie ținute și aceste concursuri unde sunt. Mai ales că, în ultimul timp, înțeleg că țineți foarte multe ședințe. E apanajul dumneavoastră, executivul ține ședințe. Trebuie lăsați și funcționare să lucreze. Numărul de ședințe și durata lor e până la judecată, sigur că. Dar ne-am bucurat ca efectul final termenele să nu, dacă spune legea 3 luni sau o lună, poate nu, dacă ar fi în jumătății, n-ar fi nicio problemă. Deci asta e ideea. Susțin respectarea organigramei și chiar să angajați persoane competente, pentru că există o limită și fizică a persoanelor care sunt acum în unui birou, care e spre limita maximă. Deci asta era. Încărcătura prea mare, vreau să spuneți? Da, eu cred că sunt unul îngustări în fluxul ăsta. Vrei să răspundeți? Efectiv, mai fi și alte puncte de vedere. Dar nu uite, domnule. Încărcătura mare. Da, exact. Să lăsăm pe domnul primar să răspundă pe la fiecare, ca să fie pe înțeles. Ce am zis? Dacă aveți un caz concret de autorizație, puteți să-l spuneți? Nu, nu, nu există concret și nu o să avem păși niciun termen. Nu-i vorba de asta, dar ne-am bucurat să fie mai bine. Într-adevăr, la compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului sunt probleme, nu avem personal, dar ați aprobat organigrama. Primele concursuri le vom avea pe ce dată? Decembrie. În decembrie, pe 28, să respecte procedura. Vom vedea când se vor ocupa aceste posturi. Iar referitor la ședințe, marțea dimineața este o ședință operativă, unde durează într-adevăr 2 ore. Și o să vedeți, pentru că astăzi este marți și dumneavoastră ați ridicat problema cu drumul, veți vedea până marța viitoare ce se întâmplă. Eu sunt de acord că poate unii funcționari... Marța viitoare, 1 decembrie... O să vedeți. Deci se va întâmpla... Nu, dar ce se întâmplă? La aceste ședințe operative pe care eu le fac și cred că este bine să le fac, sigur că ele nu convin nici funcționarilor, nici unora dintre cei care vin la primărie și găsesc aici, dar birourile funcționează, vin numai șefii de birou. Și trebuie să facem, pentru că dacă mai facem o analiză săptămânală a ceea ce am făcut, există un sistem așa de a lăsa lucrurile, de a lăsa lucrurile așa și atunci măcar fiecare știe că de la în fiecare marți vine și raportează. Le fac împreună cu domnul viceprimar, cu domnul Cristi Ciubotaru și fiecare compartiment raportează de problemele care s-au făcut și în ce fază sunt. Sunt necesare pentru că altfel rămân lucrurile așa și sistemul este lasă că poate să uită și nu se face. Și dacă m-a informat unul dintre funcționari că nu plac aceste ședințe, eu cred că e bine să le facem pentru nu, că... Nu, 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 de acord. Nu am nicio informație. Iar referitor la funcționarea documentelor în primărie, dacă aveți observații, noi ținem cont de ele și încercăm să satisfacem cetățenii. Doresc să vă invit 1 decembrie pe toți, la manifestările care au loc în piațetă, la ora 12, și de asemenea vă rog să veniți în sala mare, unde vor veni agenții economici și, sigur, vom discuta, vom face o analiză a celor rezolvate, a celor mai puțin rezolvate, și dorim să fim de 1 decembrie de Ziua Națională aici. Eu aș dori să mulțumesc domnului director Ilie pentru efortul pe care l-a făcut să pornim punctul turistic din Vina Salina, pentru că conform
unei dispoziții date, a fost închis o zi și sigur că aici meritul este a dânsului, pentru că toate intervențiile care le-am făcut au reușit ca numai o zi să stea închis sanatoriu. Pe scurt să vă spun, pentru faptul că s-a pornit acum de la ce s-a întâmplat la București și deși activitatea este în subteran și nu necesită, și legea prevede clar că nu este necesar un aviz de la ISU, pentru că ISU se ocupă de incendiile și problemele care apar la suprafața solului și nu subteran. Și aici au fost discuții, ISU a spus că dacă legea prevede noi, de ce trebuie să cereți de la noi și fine. Până la urmă a fost o zi în care s-au dat zeci de telefoane, am informat și pe domnul prefect și dânsul a încercat să rezolve și eu vreau să-i mulțumesc pentru că au apărut mari probleme, să știți. Și de la Slănii Moldova erau și la noi, și din Moldova și din Ucraina, dar erau din țară. Cetățeni de la Turnul Severin, de la Botoșan, din toată țara, au venit aici. Și ca să vă spun că și astăzi am sunat prin compartimentul nostru toate tensiunile, pentru că imediat se duc aceste zvonulele și urâte. Gata, s-a închis alimentul. Mulțumesc, domnule. Domnule primar, mulțumim, lăsăm cuvântul colegilor care vă vor mai adresa și alte întrebări. Pregătiți-vă de răspunsuri. Cuvintea care o am, în întrunirea care urmează să mai aibă domnul, adică de prefectură, la domnul Consiliul Județean, vă rog frumos să preună cu ceilalți primari și cei care sunt reprezentanți ai comunității. Insistați în întâlnirile pe care le au conducerea județului cu cei de la ISU să dea dovadă de umanism, cu tot respectul pentru respectarea legii. S-a întâmplat evenimentul care a avut loc la București, dar nu înseamnă că tot agentul economic și toată lumea trebuie să-l închidă și să-l amendeze să facă, să mai poată funcționa. Pentru că în situații de felul ăsta, dacă luăm aproape fiecare instituție, fiecare unitate, se află într-o situație care ar trebui să fie sancționată. Ori nu e posibil așa ceva, așa a băgat teama în fiecare agent economic, unii dintre ei au închis, au plecat și nu mi se pare că e sănătos pentru societatea noastră. Problema, dacă permiteți o mică paranteză, problema aici de la sanatoriu, n-a plecat de la ISU. A plecat de la o adresă a directorului general, care nu e de factură minieră și are nicio treabă, și poate să spună, dar nu e mai mult, dar... Adică nu trebuie să se ajunge. Și acel mulțumesc domnul primar, dar vreau să vă spun că meritele nu sunt numai ale mele și chiar doresc să vă fac o informare detaliată la situație, nu din punct de vedere al rezolvării. Meritele nu sunt numai ale mele, că s-a rezolvat situația, sunt și ale colectivului pe cadre tehnici și la Sanina de Bogna, dar totodată și eu trebuie să mulțumesc la rândul meu, inclusiv domnul primar, inclusiv domnul prefect, și inclusiv la unei agenți de turism din orașul Târgu Bogna, care au insistat și au ajuns chiar personal până la Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău, pentru a clarifica problema. Eu vreau să înțelegeți și dumneavoastră că a face turism nu este ușor. Și a face turism, mai cu seamă în subteran, este cu atât mai dificil. Și nu neapărat de a gestiona situația în subteran, pentru că noi, specialiștii în domeniul mineringului, am fost poliți în acest sens. La nivel de teritoriu al țării, există un singur institut abilitat care are posibilitatea de a da autorizații, de a da avize pe activitatea de subteran, conform hotărârii Guvernului 306 din 2006, unde se spune că agenții economici a căror activitate pot, în a căror activitate pot genera gaze potențiale explozive sau potențial toxice, el se subordonează unei legități specifice activității respective și trebuie să-și constituie, și vreau să cunoașteți și dumneavoastră, trebuie să-și constituie o stație de salvare, o stație de salvare care înseamnă că are un plan de intervenții, are personal autorizat de INSEMEX, deci Institutul Național pentru Protecție Explozivă.
Vreau să vă spun că noi avem această echipă și e bine să cunoașteți și dumneavoastră că avem o echipă de salvatori minieri formată din 5 salariați cu experiență, care sunt dotați cu aparatura corespunzătoare, care sunt arondați și lucrăm pe bază de convenție cu stația de salvare de la Salina Praid. Adică în cadrul Societății Naționale a Sării există această organizare. Și acolo această stație are la fel autorizațiile și avizele acestui Institut Național din Petroșani. Dar, în același timp, au dotările corespunzătoare pentru a face intervenții în subteran. Eu vreau să vă spun că a fost dată o interpretare eronată, legislație în domeniu și la nivelul Societății Naționale a Sării, dar și la nivelul Inspectoratului de Situații de Urgență a județului Bacău. Nu vreau să critic pe nimeni, nu vreau să aduc niciun fel de atingere niciunei instituții, dar constatăm că, de fapt, din ceea ce s-a interpretat, că în urma evenimentului de la Clubul Colectiv, și nu e un eveniment, vedeți cât e de dureros, nu e un eveniment oricare, unii au interpretat că la nivel național e o isterie generală. Eu trag speranțe ca persoană care am o pregătire tehnică și care cât de cât încerc să înțeleg legislația, să vă spun că poate cu ocazia aceasta intrăm într-o stare de normalitate. Intrăm într-o stare de normalitate și poate că absolut toate instituțiile, eu trag speranța și pun mădejdea, pentru că sunt oameni specializați în toate instituțiile, își vor face treaba corespunzător legislației și vor pune în aplicare legile, astfel încât să avem siguranță, nu numai în baza de turism din subteran, din subteranul Minecrotuș, ci în toate domeniile de activitate. Cam asta este problema. N-aș vrea să intru în detalii mult mai amănunțite. Pentru că nu și are rostul. Să vă spun că noi am întocmit o serie de documentații încă de acum 3 ani, că lucrurile s-au tergiversat cum s-au tergiversat. Ar fi păcat să aduc atingere unor practici care au fost în perioada următoare. Eu trag speranțe că intrăm în normalitate în toate domeniile. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul! Mulțumesc! Dacă mai aveți și alte putere, domnul Panțelor, este mea. Este vorba despre îngrijitorii persoanelor cu handicap. Am fost întrebat de ceva persoane și am înțeles că de o anumită perioadă nu mai primesc bani, salarizarea respectivă. Sau indemnizația. Care se... nu știu, ar trebui să dăm un răspuns dacă se poate. Poate cu rectificarea bugetului sau nu știu ceva ce se întâmplă. Așa. Ar trebui să vedem, să dăm un răspuns la cetățenii respectivi. Și ca o mică paranteză legat de... Mulțumim, reprezentantul, doamna director liceu. Vă mai aștept și vă alte propuneri. Așa. Și o mică paranteză legat de autorizațiile ISU. Eu cred că se exagerează foarte mult. Deci este o părere personală. În primul rând, la orice instituție, am înțeles că sunt foarte scumpe, exagerate scumpe. Pleacă de la 10.000 de euro. Nu înțeleg de ce. Sunt anumite calcule, anumite statistici care se fac sau probleme de genul ăsta, dar sunt foarte scumpe. Și atunci, automat, că cetățenii, cei care sunt sau administratul respectiv, care au cluburi mari sau așa, nu le vor face, pentru că sunt foarte mari. Acum, părerea mea e că tot banul este la putere și interesează mai mult banul decât siguranța. De ce nu fac autorizații la un preț mai convenabil, nu la genul ăsta? Bine, asta este o chestie națională, o chestie... elaborarea documentației... Păi elaborarea documentației... Dotarea aferentă care e cu... Și credeți... Situațiile astea sunt persoane... Autorizații... Instituții abilitate care... Păi da, dar instituții, dar exagerate scumpe. Păi da, sunt acolo foarte mult personal.
deci nu mai e. Tot pe spatele omului care vrea să fie în legalitate, dar când tragi linie vezi că nu poate. Ascultați ce vă spun, că este foarte rea. Și se întâmplă, să vedeți, la sălile de sport la noi, cât o să ne coste pentru o sală de sport. Numai acolo o autorizație ISU, sau casa de cultură, sau liceu. Să vedeți cum o să trage linie și dacă nu o să vină guvernul în ajutor, nu o să putem niciodată să facem autorizațiile la sumele respective. Cred că exagerează. Chestia asta cred că nu exagerează. O să vreau un răspuns, doamna Rivane Privarina. Atunci domnul Iura Aurel vrea să... Eu vreau să cer o explicație, domnul Ilie, dar a lăsat cumva într-o undă și nu vreau să dau un explicație. Ce ați vrut să spuneți cu chestia că a făcut demersuri de 3 ani și n-au fost duse și n-ați vrut să comentați mai mult? Astea sunt vremuri realizat nimeni, nu are consiliul local. E o problemă de imagine. Dacă tot ați spus-o... În detea cu 3 ani, domnul... Așa. Dacă nu mă înșel și era corect încă o importanță cu legea să se elaborează de planurile de intervenție pentru absolut în conformitate. A, deci, da. Era de bine, nu era de rău. Da, acele planuri, nu că... Nu, ca să nu se înțeleg. Nu, dar acele planuri au fost de la pune pe registrare. Are cuvântul domnul Grozavu. Chiar vreau, dacă urmăresc, și aceste planuri au fost supuse avizării. Bineînțeles, nu... Înseamnă că din start acele planuri au fost perfecte, în concordanță cu legea. Dar trebuie să vă rezumați la probleme de Consiliul Local, nu de Stalin. Are cuvântul domnul Grozavu. S-a discutat și vreza necrită. Am spus o situație pentru cheltuielile din ciclul de combat, a orașului de loc. Ținând cont că se va face bugetul pe anul viitor, să ținem cont de cheltuiala care am zis, să o prindem cumva în buget, dacă Consiliul Local e de acord cu suma. Am zis că înființăm postul de antrenor. Situația se prezintă altfel. Antrenorul, pe perioadă de un an, cu salariul minim pe economie, se duce la 16.000 de lei pe an. 1.600. Adică poți să-i elimina de vechi. Adică 1.000 de pe lor. Da, 16.000. S-a lăsat pe domnul Ciobanu Romică, care are grijă de teren, de tot echipamentul acolo. Dacă nu se găsește o altă formă la primărie, rămâne tot în banii cheltuizori, plătește primăria sub altă formă, ori își plătește la fotbal, deci cheltuiala tot din bugetul local. Am zis să angajăm contabil cu 2 ore, ca să fim legali. Costă 3.000 de lei. Doctor, tot program de 2 ore, 3.000, transportul, 9.000, lemne pentru încălzire, la apă și ce trebuie acolo, 3.000. Arbitrii, care se plătește arbitrajul, 16.000. Aviz doctor, care se pune cu legitimații de la copii, 1.000. Juniori, ca să creștem juniori din tot timpul, 20.000. Premierea jucătorilor înseamnă 24.000. Total se duce la 1.200.000. Deci 120.000 de lei. Da. Deci astea sunt cheltuielile într-un an sport. Dar cum pot fi? Minim. Deci ăștia sunt banii care trebuie să cheltuiți ca să ne ținem o echipă de fotbal și plus cu juniorii care îți prind și transport și alții. Păi să știți dacă fi susținută. Deci să prindă luna viitoare. Domnul primar, dacă zice la ordinea de zi, sau când se face buget, să prindă și dacă trece, dacă nu. Deci astea sunt cheltuielile minime pentru a menține echipa de fotbal. Iar la rugămintea domnului consilier Antohi, atunci să prindă pe ordinea de zi și schimbarea denumirii echipei, cum a fost din toate timpurile Voitustă Găuna, că așa o țin bătrânii noștri și o știu, din Măgurată Găuna, care a venit în coace, să o schimbăm din nou de numirea Voitustă Găuna. Deci, în ordinea de zi, să fie prevăzut. Mai e un aspect, că acest club are personalitate juridică și atunci trebuie un administrator, un șef, un președinte, care poate să o facă benevol, contactul s-a stabilit. Poate să-l facem întrebări de administrație.
Nu neapărat, un fel de administrator unic. Am discutat situația și chiar situația asta. Posibil. Putem să vă gândiți la un om, la cineva? M-am gândit chiar la un om, e vorba de Pamalachi care activează la spital, a fost un spital. Și posibil să zicem că de un program remunerat la un program de două ore, cum e... Trebuie numit NACA, la fel, la veniță NACA, dacă corespunde. Dar e ca să nu facă parte din Consiliul Local cu mare drept, să fie un om din... Veniți cu documente, că vorbele zboară. Eu am tot clopoțit, nu știu câte ori, da, și eu ceam să fie, vezi că ordinea de zi, domnul. Nu să fie, că prins cu ordinea de zi, dacă aveți documente de susținere în spate, vorbim pe mărci. Haideți să dau câteva răspunsuri, că urmează și ședința ACA. Referitor la problema ridicată de domnul Panțelu. Noi am stabilit la Târgu Ocna să facem controle la fiecare agent economic din oraș. Sunt undeva în jur de 400. La ora actuală sunt verificați în jur de 50. Și vrem să mergem așa cum credem că este normal. Se duc de domnul Aghimea și cu inspectorul comercial, merge și spune ce nu are agentul economic și dăm un termen în care el să poată să rezolve observațiile care le au și niciun caz nu merge pe închidere, pentru că dacă nu-i lăsăm să își desfășoare activitatea, de unde mai primim impozite și taxe și de aici funcționează toată primăria și toate activitățile care le avem. Referitor la indemnizațiile pentru asistenții personal, am rectificat bugetul acum, am prins bani, vor primi pentru luna octombrie și vom vedea exact ce facem și cu celelalte luni, pentru că, într-adevăr, ei sunt într-o situație delicată și trebuie să primească acești bani. Referitor la fotbal, eu vă rog foarte mult, știți că am susținut echipa de fotbal, rugămintea a fost și mulțumesc domnilor consilieri care au venit aici și au discutat această problemă. Haideți să continuați ce ați început, să punem la punct aceste probleme juridice, organizatorice, cu toate formele de conducere care prevede statutul acestui club și în bugetul de luna decembrie să veniți cu o justificare scrisă și să putem să o prezentăm. Ce a prezentat domnul Cruzav, rugăm să extindă și să vină cu o justificare pentru că va fi un punct la discutarea bugetului. Mulțumesc. Mulțumesc. Între colegi. Până acum a funcționat, vrem să funcționeze, nu vrem să oprim, dar trebuie să respectăm și ceea ce spune legea și, sigur, statutul pe care l-avem. Aveți fost părinte. Iau de parte la o sumă așa de mare și cât te gândești. Nu e mare, eu l-am văzut. Costă 20 de euro. Ambiție-vă că toate impozitele locale sunt 40 de miliarde. Mai aveți și alte puncte de vedere la diverse? Da. Ne mai vin? Declară închisă ședința Consiliului Local de astăzi.